Bun, atunci o să fac eu introducerea, nu? Așa, ca să avem prima pistă, așa de. Yes. Deci, formula noastră consacrată, pe care am folosit-o și la videoclipurile individuale pe care le-am făcut până acum, este: salutare, dragi prieteni, numele meu este Gelu Diaconu și vă vorbesc din biblioteca lui Gelu. Este episodul pilot al podcastului Biblioteca lui Gelu. Asta va fi denumirea de acum încolo. Este o denumire deja consacrată și aleasă de întreaga echipă care face parte din 1000 de semne. Ar fi bine să și spun numele celor trei componenți. Eu, bineînțeles, seniorul Gelu Diaconu, băiatul meu Mihai Diaconu, care o să-mi fie partener în seara de discuție la episodul pilot al podcastului nostru, și la regia de emisie și tot ce ține de butoane, de cabluri, de setup, Dan Andrei Deaconu, celălalt partener din 1000 de semne. Asta este echipa 1000 de semne. Este episodul pilot al podcastului Biblioteca lui Gelu. Sper să vă simțiți bine alături de noi și să empatizați așa, din prima, cu ceea ce vrem să facem noi aici, pentru că este un vis pe care îl avem de 3 ani și jumătate de când am dat drumul la site-ul 1000 de semne. Este ceea ce ne-am propus de la început. Din păcate, pandemia ne-a mâncat ceva timp. N-am putut să dăm așa o rapiditate proiectului nostru, pentru că am fi putut efectiv material, fizic și așa mai departe. Numai că întâlnirile din biblioteca lui Gelu n-ar fi fost posibile din cauza pandemiei. Oamenii ar fi avut rețineri și așa mai departe. Este adevărat că există rețineri și în ziua de astăzi. Pandemia nu a dispărut, virusul nu a dispărut, însă eu cred că putem fi un pic mai relaxați acum, odată cu măsurile de relaxare pe care guvernul le-a luat, și am văzut deja că oamenii se duc la distracții. Centrul vechi era plin aseară. Era lume bucuroasă că se vor redeschide cluburile, deci lucrurile revin ușor, ușor la normal. Un normal atât cât poate fi de normal. Nu știu dacă o să ne mai simțim la fel de bine ca în 2019, să spunem așa, înainte de pandemie. Dar e bine că i-am dat drumul, suntem aici, îl am partener de discuție pe băiatul meu Mihai. Bună ziua, bine v-am Salut Mihai, găsit. ce faci? Foarte bine, te ascultam introducerea în primul rând și voiam să zic multe mulțumiri lui Dan Deaconu pentru tot ce a produs aici, tot ce a făcut, toată regia, ca să zic așa. Da, trebuie să Și spunem că el e creierul la toată povestea este o asta. parte din creier. Da, e o parte, Că da. întotdeauna totul merge atunci când este o echipă. Asta e premisa mea. Și revenind la ce ai spus tu cu relaxarea din România, am văzut și astăzi la sală că am văzut efectul ăsta. N-am văzut în viața mea 50-60 de persoane la un loc. Wow. Da, era extrem de full. Deci cumva toată lumea s-a relaxat acum și s-au băgat pe treabă și mă rog, să poată să aibă libertate, ca să zic așa, să facă ce vor. Păi e un lucru nemaipomenit. Da. Înseamnă că oamenii, la nivel psihologic, nu au. Deci, toată perioada asta nu a avut un impact atât de mare, sau poate a avut impact în sens invers, în sensul că s-au acumulat niște tensiuni, niște frustrări, niște emoții care nu au putut fi pur și simplu eliberate la timp, și acum, în momentul în care oamenii se simt din nou liberi, bum! Deci Da. oamenii ies și își văd de treabă în continuare și de viață, cu toate amenințările globale care sunt în ziua de astăzi. Oamenii simt nevoia să se distreze și să
Da, asta unul la mână, cred că să și... Să consume adrenalina până da, la urmă. Și doi la mână, cred că foarte, foarte multe persoane nu erau vaccinate, cred. Și asta e un punct de vedere care, după ce s-au ridicat restricțiile, automat au putut să revină la sală sau, mă rog, să-și facă activitățile pe care nu puteau să le facă, să facă atunci când nu erau vaccinați. Cred că și asta e unul din motive. Da. Amândouă oricum. Amândouă sunt... Asta este un fel de thin red line. Da, adică da, da. Este un... faptul că nu sunt vaccinat și că pot să facă chestia asta acum, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt convins că sunt voci care or să mă care să mă contrazică și o să mă distrugă așa și o să spună că ce vaccinarea și așa mai departe. Vaccinarea este un element important da. prin care am putut să învingem pandemia asta, să facem un prim pas spre a învinge pandemia. Tocmai, probabil. Dar oricum eu sunt bucuros că oamenii au reacționat pozitiv. Da, probabil de asta suntem și în punctul ăsta acum să avem discuția asta, pentru că din cauza, adică datorită vaccinării, procesul a fost mult mai rapid și acum putem să avem libertate din nou, ca în 2019. Apropo de vaccinare, îi asigurăm pe invitații care vor veni aici în biblioteca lui Gelu, da. Că suntem toți trei vaccinați. Deci din punctul ăsta de vedere nu este, sper eu, nicio îngrijorare, deși și noi ne putem îmbolnăvi și noi putem lua virusul și să-l transmitem mai departe, dar măcar există un aspect ăsta care atenuează un pic reticența celor care ar putea să spună, domne, nu știu dacă pot să vin, pentru că știți, încă e pandemie și așa mai departe, nu. Suntem vaccinați, suntem în regulă. Și cine crede sau, mă rog, are vreo suspiciune, poate să facă un test rapid sau, mă rog, se poate face un test rapid, că nu că se adică și asta ar fi o idee, zic, la podcast, înainte de podcast să facă un test rapid și așa stă mai relaxat toată lumea. Hai să începem cu o chestie. Da. Sunt evident din altă generație. Cum a trăit generația ta pandemia? Păi pot să zic că au fost două tipuri de oameni. Unii au fost, cum ai zis tu mai devreme, foarte deprimați, iar alții pur și simplu nu cred că au simțit atât de rău, pentru că s-au conformat, s-au vaccinat, au respectat anumite reguli și au trecut mai repede de pandemia asta. Dar cel mai rău mi s-a părut perioada în care nu am avut voie să ieșim din casă până să ne vaccinăm. Așa, cred că perioada a fost grea pentru absolut toată lumea. Și cred că de acolo s-au întâmplat foarte multe chestii la nivel psihic pentru mulți oameni. Și cunoștințe pe care le-am i-au afectat destul de mult. Păi da, eu mi-amintesc că când eram tânăr, că dacă nu mă vedeam cu prietenii aproape zilnic până la urmă, știi? Da. Dacă nu mă vedeam cu prietenii, era o situație excepțională, adică trebuia să fiu foarte obosit sau să am alte probleme sau nu știu, da, în general mă vedeam cu prietenii chiar dacă nu erau foarte multe posibilități de distracție, le inventam, dar voi în ziua de astăzi, cu toate posibilitățile, cluburile, barurile, centru vechi, mall-urile și așa mai departe. Deci toată anvelgura asta extraordinară care poate detensiona exact ce spuneam mai devreme, poate libera adrenalina aia, voi ați fost pur și simplu blocați în chestia asta. A fost așa ca o pur și simplu ca un lockdown. Chiar dacă n-a fost un lockdown efectiv, adică n-ați mai putut să mergeți la restaurant pentru că erau închise, n-ați mai putut să mergeți în baruri, cluburile erau închise, la sălile unde faceți forță și astea erau închise. Nici măcar la cumpărături, nici măcar, da. Adică aveai doar o fereastră când puteai să duci la cumpărături și astea erau, mi se părea destul de, nu știu. Da, bine, asta un lockdown, dar așa în general mă refer. Da. Și dacă stăm bine să ne gândim, cea mai mare pedeapsă și atunci când ești mic sau, mă rog, oricând, la orice vârstă, cea mai mare pedeapsă este să nu ai libertatea de a te duce X, Y, în locuri unde, sau să te vezi cu prieteni. Da, deci ții minte când te mai pedepseam, exact, așa, da. O zi, două. Și... Deci
pedeapsa asta e cea mai mare. Prostie, da. Preferam bătaie decât pedeapsa asta. Păi nu, bătaia nu exista. Păi nu, dar zic, aș fi preferat bătaie. Da. Decât pedeapsa. Da. Nu că mai bătut în niciun caz, când nu se pune problema de așa. Erau ceva. Erau doar așa niște... Nu mi-aduc aminte, sincer, n-am vreo traumă să am ceva în creier. Asta e bine. Nu mi-aduc aminte. Poate mama m-a mai pălmuit de câteva ori, dar așa, lejer. Și acum, dacă s-a dat drumul la toată chestia asta, ce ai de gând să faci? Tu, Claudia, păi, cu Dani, cu... În primul rând, pe 3 aprilie o să plecăm în prima vacanță pe anul ăsta. O să plecăm la Roma, 3 zile. Să sperăm că ori să fie restricții, mă rog. Nu or să mai fie restricții, de fapt, da. în Italia și să nu mai trebuiască să mă mai vaccinez încă o dată, pentru că sunt vaccinat de două ori. Și am înțeles că pe 31 se ridică și restricțiile în Italia, deci ar trebui să fie tot ok. Dar în cel mai rău caz o să-mi fac un test PCR înainte sau un test rapid ca să arăt că nu am nici fel de problemă. Păi cred că o să fie necesar oricum, nu? Da, cred că un test rapid o să fie necesar să fac cu două sfaturi. Ai mai fost în Italia, nu odată. Cum e Italia? Am fost cred că de vreo 3 sau 4 ori. Mm-hmm. Unde ai fost? În Milano, în Roma, în Florența ai fost? Nu, în Florența am trecut, dar nu n-am stat acolo. Am mai fost în Bologna, dar n-am stat. Am stat așa o zi. Mm-hmm. Dar cel mai mult am stat în Milano. Mm-hmm. Am stat și în Roma. Dar în Milano am fost de cel mai multe ori și oamenii de acolo sunt, cum să spun eu, sunt așa foarte, foarte activi, ca să zic așa, și ziua și noaptea. Deci, sunt prietenoși și oamenii italieni, în general. Foarte, foarte prietenoși. Mm-hmm. Sunt mai nebuni. Cred că sunt puțin mai nebuni, în ghilimele, decât românii. Sunt mai bine, la distracție. Bine, presupun că sunt prietenoși și în special cei unde te duci să iei un par de vin, pizza, o mâncare. Da. Locuri foarte bune, foarte bune. Și au tot interesul să fie prietenoși cu turiștii. Da, și cum te așteaptă la... Sau cum să spun eu... Cum se prezintă atunci când iei o masă undeva la un restaurant și îți dă un fel de, cum se spune, cam un lapsus acum. Mă rog, ăsta un vibe, să zicem. Un vibe, dar îți dă și o mâncare înainte de... și toate, adică cum te primește cu tot. Sau? Un aperitiv, exact. Mm. Da. Nu mi-am aminte acum. Eu mă refeream de vibe la nivelul atmosferei, adică să fie ceva plăcut, să fie ok. Este... În general, când te duci în Italia, mai ales că e turism în primul rând, de așa natură, dar e peste tot un vibe foarte frumos. Și pe lângă că vezi foarte multă lume din mai multe părți. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că Milano este și un punct de plecare în mai multe părți ale lumii, deci acolo sunt foarte, foarte mulți oameni de toate naționalitățile. Mm-hmm. Ca să zic așa. Dar Veneția nu te-a tentat niciodată? M-a tentat, dar nu am ajuns acolo. Am ajuns, în schimb, la lacul Como. Am ajuns. Mm-hmm, a fost da, foarte frumos acolo. Am fost până sus cu telecabina. Deci, chiar îi povesteam și lui Dan că am fost cu telecabina la Sinaia și eram undeva la aproape cota 2000 și se vedea așa foarte, foarte, foarte frumos. Dar în partea aia cred că eram, nu știu unde, la câți metri eram în sus, că dacă te uiteai în jos, nu mai vedeai nimic, atât de înalt. Era și super frumos acolo, și oamenii, restaurante, vibe, exact cum vezi în filme, era acolo. Hai frumos. Să rămânem în zona asta cu plecarea în străinătate și să ne întoarcem un pic în timp și să spunem celor care ne ascultă și ne văd, să le... povestești un pic din aventurile tale din prima tinerețe, să spunem așa, pentru că acum ești la fel de tânăr, numai că ești un pic mai matur. Da. Ai plecat afară foarte, erai aproape un adolescent, erai. Da. Cât aveai atunci? Păi, nici 19, nu știu. 19 ani. 19 ani. Când 18 ai plecat ani jumate, nici măcar 19. În Germania, da. Ai plecat cu un grup de prieteni. Mm-hmm. Cum a fost? A fost bine pentru că am plecat cu prietenii, în primul rând, și nu am simțit... era ca și cum stăteam aici, doar că stăteam în altă parte. În schimb, prieteni pe acolo nu prea mi-am făcut foarte mulți prieteni, că aveam deja prieteni, adică nu mă simțeam cumva singuratic, ca să zic așa, dar nu știu acum să spun din experiența mea cum ar fi fost să plec singur, adică să fi plecat singur acolo. Cred că era puțin mai greu dacă plecam singur, dar așa, dacă pleci cu un grup de prieteni care te întorci cu ei, e mult mai bine.
Da, dar fost mișto. Da, eu cunosc povestea și... Da. Dar o să spun întrebări în privința asta ca să povestești tu ce, da, cum a fost acolo. Trebuie să sap. Da. În ce oraș ai fost? Prima oară am fost în Mannheim, în Germania, Nuremberg, foarte frumos oraș ăla. Deci în Nuremberg am vizitat... Și e legat și de un proces istoric, procesul de Nuremberg. Da. Bine, exact. Acum este reconstruit total, da, față de cum era deci, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Am o poză, zici că eram într-un film, deci erau tot așa lângă un castel, nu mai știu exact cum se numea pe acolo, și erau tot așa tot fel de oameni din toată lumea, naționalități, americani, mă rog, se vorbeau toate limbile, deci auzeai toate limbile, cum se vorbea pe acolo și cum, tot la fel, un vibe foarte, foarte frumos. Nu știu unde exact, cred că în Nuremberg asta cel mai mult. Au și un centru vechi exact cum avem și noi. Tot așa, mereu sunt festivaluri, mă rog, și toate tradițiile lor, cum se numește și... Oktoberfest? Oktoberfestul, nu mai zic, dar sunt și cele locale de acolo. Tot așa, am prins o dată un festival, un fel de... mimau cumva războiul, mă rog, ce s-a întâmplat atunci și... Erau actori acolo în stradă și... Făceau o exact. Reconstituire a anumitor scene din istorie. Mm-hmm. Da, da. Foarte și ai stat cu prietenii tăi, efectiv, da. Ați închiriat un apartament, cum da. A fost? Era o casă, practic era o casă cu apartamente, ceva de genul. Mm-hmm. Adică era o casă care avea două etaje și noi stăteam la parter. Costisitor nu era, dacă mi-aduc aminte, dacă mergeam la supermarket pe vremea aia, era, nu mai știu cum se numea, cum e un Lider la noi, nu mai știu cum se numea, așa, și chiar m-am rămas puțin șocat, am crezut că o să fie foarte, foarte scump, dar cred că costurile erau pe săptămână la 3 persoane vreo 200 de euro, ceva de genul, și mâncam foarte bine. Ați fost numai băieți, numai băieți, așa. Da. Și cum vă descurcați cu gătitul? Cu gătitul aveam un prieten care gătea foarte des, așa, că restul nu prea găteam. Mulți dintre ei mai luau și vestit așa urmă, dar foarte bună la ei. Găseai, că sunt mulți turci acolo. Da, foarte și carnea. În Germania. Mă rog, carne numai de, dacă mi-au aminte, de miel sau de... Ei nu mănâncă porc, nici ce știu. Adică nu aveai... Turcii, da. Nici porc, nici pui. Nici pui, cred că n-am văzut pe acolo. Eu am fost în Turcia, am fost la Istanbul de multe ori și aveau și pui. Aveau nu și știu pui. Dacă mâncau ei sau da, nu mâncau. Probabil pentru turiști. Dar pentru turiști da. Aveau. Porc și, ăsta, porc nu, dar pui și carne de oaie, de miel, de ciuc. Așa, fost. Da. Aia era la ordinea zilei. Dar tu când erai, când te duceai în Turcia, în Istanbul, presupun. Da, în Istanbul. Da, acolo era... E un oraș multicultural, deci exact. E clar că probabil aveau și restaurante unde se serveau tot felul de mâncăruri pentru turiștii care veneau din tot felul de lucruri. Dar tu erai în Germania acolo, deci. Și ca element de, nu știu, de element specific din mâncărurile lor, ce ți-amintești? Sau doar mâncați pur și simplu ce nu, vă... doar mâncam pur și simplu, dar mi-aduc aminte că erau niște cărnați, tot așa, nemțești, nu mai știu cum se numea, Turnberg sau ceva de genul, nu mai știu exact denumirea lor, erau destul de buni. Așa, dar să știi că și în Nuremberg și în Mannheim unde stăteam, nu prea te simțeai neapărat că erai în Germania, pentru că erau foarte, foarte mulți oameni din... Adică foarte mulți turci, foarte mulți alte naționalități în zonele astea. Nu știu acum cum e în orașele mai mari. Cred că acolo cu siguranță te simți că e mai mult în Germania. Dar aici cred că în general refugiații sau, mă rog, oamenii care vin din alte zone sunt în orașele astea mai micuțe, unde presupun că e și, în primul rând, se trăiește mult mai ieftin decât în orașele mai mari, așa, unde poți să începi să-ți faci o viață de la zero. Și da, cam asta a fost acolo. Ca să ducem informația până la capăt, asta se întâmpla prin 2008-2009, nu mai știu. 2008, cred că. 2008, nu mai plecat. Da, imediat după ce am dat bacul. Da, da. Deci după liceu da, ai plecat. Deja știam că, adică aveam deja în cap asta.
Pentru că știu că în 2009 a fost în familia noastră un eveniment nefericit și da, tu erai acolo și n-ai putut să vii și asta a fost. Dar erai de ceva vreme atunci. Eram. Cred că erai de vreo 6 luni cel puțin. Da, cred că eram de ceva. Sau, mă rog, câteva luni. Chiar mai mult, da. Știu că am venit în vară și am plecat în... Cred că eram de vreo 6 luni, da, cam așa ceva. Da. Tu, nu știu cum aș putea să te caracterizez, n-ai fost... neapărat un tip mămos. Deci n-ai... ți-a plăcut să fii independent în general, da, așa, și cred că asta te-a impulsionat să ai și aventura asta. Mm-hmm. E adevărat că ai și niște părinți care sunt open-minded și da, n-am spus nu te duci și să cauți tu în Germania și așa mai departe, știi? Da. Și ai avut libertatea de alegere. Chiar dacă erai matur, deci erai destul de matur. Prima maturitate. Dar mă refer parte. Că aveai peste 18 ani, deci puteai să hotărăști pentru tine ce vrei să faci. Știi? Da, se numește tren, așa îi zic eu. Dacă ai oportunitatea să prinzi trenul ăla, trebuie să, adică în momentul ăla simțeam că e un tren pe care în care trebuie să urc. Și în general, de-aia, adică din cauza asta iau deciziile astea. Simt că e un tren pe care vreau să îl prind și în momentul ăla nu mă gândesc foarte mult. Dacă o să fie rău, dacă o să fie bine, asta o să văd pe parcurs. Mm-hmm. Și cam așa s-a întâmplat în general. Am vrut să văd. Ce impresie din punct de vedere afectiv ai rămas din aventura asta din Germania? Mă refer la relațiile cu oamenii, relațiile cu prietenii tăi. Există un bagaj de emotivitate care rămâne, care presupun că te mai gândești din când în când la experiența de atunci și ai așa o, poate și mici nostalgii, eu știu, cu ce ai rămas de atunci? Și în primul rând ce a rămas eu în cap de acolo din Germania este pur și simplu programul oamenilor, adică cum e respectat față de, mă rog, alte țări sau chiar la noi. Ideea e că de la ora 2 până la ora 4 erau închise toate magazinele, nu mai muncea nimeni, toată lumea era în pauză și magazinele se închideau la 8. Noi eram obișnuiți că mergeam oriunde, la cumpărături, asta unul la mână, da, non-stop, dar măcar până la 10. Și de multe ori rămâneam fără mâncare, fără apă, fără nimic, pentru că nu știam, nu ne obișnuisem cu faptul că la ora 8 se închide absolut tot și mai există doar benzinăria. Mm-hmm. Așa, și în weekend magazinele erau închise. Erau deschise doar niște magazine, dar de naționalitate engleză, adică erau niște oameni din Anglia care aveau afaceri acolo și erau prețurile de 2 ori mai mari sau de 3 ori mai mari. Deci, cu siguranță nu voi să cumperi de acolo în momentul ăla. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că se respecta deci programul pentru oameni. Deci era bine să fii precaut, să-ți faci și aprovizionarea tot ce aveai nevoie dinainte. Da, mă gândesc că oamenii în general sunt mai, nu știu cum să zic, mai fericiți, pentru că au libertatea asta, chiar dacă muncești o zi întreagă, dacă ai 2 ore în care poți să-ți faci anumite treburi sau să mănânci sau să faci orice, să stai la cafea, să te întâlnești cu niște prieteni, să ai pur și simplu timpul tău liber, nu simți munca la fel de mult cum ai simți eu dacă lucrezi 8 ore în continuu. Bine, știu că și la noi sunt pauze de o oră, dar de multe ori nu prea ai pauza aia. Da. Și cum era? Și nu este, uite, și în Italia am înțeles că este și în Franța, există obiceiul ăsta. Și în Spania. Și în Spania. Deci prânzul e sfânt. Da, exact. Toată lumea, indiferent unde muncește, ce face, nu știu ce, cei care își permit merg la un mic restaurant și servesc prânzul, alții, mă rog, poate au pachet de acasă, mă rog, nu eu contează, merg la cantină și așa mai departe, nu contează. Ideea este că omul trebuie să la ora, nu știu, la 12, 1, 2, se deconecteze ceea ce face și trebuie să mănânce, să aibă un pic de socializare, să se relaxeze un pic, pentru că după aceea imediat revine la muncă cu forțe proaspete și poate să dea randament. Exact, contează foarte mult. Lucru care am înțeles, nu știu, cel puțin din ce văd din realitatea de la noi, nu prea se întâmplă sau se întâmplă doar izolat. Da, se muncește destul de mult, cred că la noi, în general.
Că venim vorba de Germania, vreau să spun de Spania. Deci în Spania erau atât de multe festivaluri încât eu nu știu când oamenii când munceau. Da, asta era următoarea întrebare. Da, și da, hai da. Să trecem la așa. Deci s-a terminat aventura din Germania, a fost ok, ai venit cu o mașină de acolo. Da, am venit prima mea mașină, da. Prima ta mașină, da. Erai fericit, erai pentru că ți-ai dorit foarte mult o mașină, exact. Ți-ai dorit să conduci, da. Ți-ai luat și carnetul, da. Nu știu, ți l-ai luat înainte sau după, nici nu mai înainte, știu. Înainte. Dar după aceea experiența ai acumulat-o când ai avut mașina ta și ai început exact, să conduci. Normal. Ții minte cum prima oară când am venit cu mașina în România, când am ajuns cu ea în România, și am ieșit la prima plimbare, am lovit o oglindă. Dar nu rău, adică doar am zgâriat, adică da. Nu mai știam exact. Am mai avut așa mici evenimente cu mașinuța aia. Da, accidente din... Dar n-a fost din cauza ta. Da, din fericire n-am avut accidente sau ceva rău. Și cred că am de vreo 17 ani am permisul deja. Mm-hmm. Da. Și după aceea, la cât timp ai plecat în Spania? Nu mai ții minte. Cred că după un an de zile, ceva de genul. În Spania ai stat mai puțin, deci n-a fost o... Am stat vreo 3 sau 4 luni. Experiență la fel de benefică, așa cum a fost cea din Germania. Da, n-a fost de muncă cum a fost în Germania și am decis să ne întoarcem mai repede acasă. Dar și n-a fost, din punct de vedere financiar, nici acolo n-a fost... N-a fost picul. Mai bine. Da. Dar a fost frumoasă experiența acolo, Spania. Și unde mine. Ai stat în Spania? Știu că ai fost în Barcelona la un moment dat. Da, în Spania prima oară am stat în Benalmadena, Mijas, dacă stau bine să mă gândesc fix așa se numește zona unde stăteam. Era o zonă turistică, așa, erau foarte mulți englezi, erau foarte mulți în zona aia, pentru că vizitau foarte des, mai ales oamenii de vârsta a treia care au ieșit la pensie. E destul de ieftin să stai în Spania în zonele alea și foarte mulți erau în zone acolo, dar Spania pentru mine mi se pare cea mai frumoasă țară cea mai frumoasă țară din Europa, unde poți să ai absolut tot ce vrei și poți să-ți și permiți, ca să zic așa, adică dacă ești un om care ai un salariu mediu, poți să te duci acolo să ai o viață frumoasă. Și ce te face să simți că ești mai aproape de Spania decât de Germania? Faptul că spaniolii sunt și ei latini, da, au clar, da. Asta sânge cald, sunt mai empatici, mai prietenoși decât nemții, care în mod tradițional am auzit că sunt un pic mai reși, da, mai reținuți. Ei. Așa sunt ei, nu știu din ce cauză, dar... Clar tind să mă duc pe partea asta mai latină, da, pentru că... Da, ai interacționat și cu nemți și normal, cu spanioli. Normal, dar adică am avut numai experiențe foarte plăcute cu ei, doar că nu sunt pe aceeași zonă cu ei, ca să zic așa. Și cu limba, cum te-ai descurcat în Germania? Băi, nu, a trebuit foarte mult... Am învățat adică chestiile engleza, de bază, da. Așa, dar... Engleza, să știi că nu prea se vorbea așa des. Adică, cred că se vorbea, dar nu pur și simplu... De exemplu, dacă mergeam la magazin și îmi întrebam dacă știu să vorbească engleză, toți spuneau că nu, dar totuși vorbeau cu mine în engleză. Nu. Păi altfel, da. Probabil că nu se putea altfel. Deci, da, normal, clar. Germana este o limbă complicată. Pe când spaniola e mai accesibilă. Înțelegi oricum că în momentul în care vorbește spaniolă, mai și gesticulează, majoritatea gesticulează și păi îți dai seama. Este și expresia aia, vorbesc cu mâinile, știi? Da, 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 exact. Așa. Și înțelegi pur și simplu, adică n-ai cum să nu înțelegi. Și italiana la fel, adică înțelegi că totodată chiar o confund italiana cu spaniola și că sunt aceleași limbi. Multe cuvinte sunt la fel, așa am impresia. Am pomenit Barcelona pentru că știu că ai fost până la urmă, dar ai fost ca turist, ai fost în vacanță în Barcelona, în Madrid ai fost, nu? Nu, Madrid nu, Barcelona am fost de 3 ori. Ah, deci Barcelona e da, punctul... și în mai știu, am mai fost în Sevilla, mai fost. În Sevilla mi-a plăcut foarte mult Sevilla. N-am stat mult, am stat o zi acolo, că după aia am în Barcelona, am fost cu prietena mea, cu Claudia. Și, nu știu, mi-a plăcut tot așa, nu pot să-mi dau seama cum să-ți explic exact, dar te simți bine în orașele astea acolo. E, pur și blocurile sunt făcute frumos, arhitectura, ai foarte multe de vizitat, nu știu, mi se pare așa foarte frumos.
Uite, pentru că am atins subiectul ăsta și apropo de... am observat că ai pronunțat de mai multe ori cuvântul libertate. Am fost liber, libertate și așa mai departe. E cea mai importantă. Eu am trăit 27 de ani în comunism. Deci în 1989 aveam 27 de ani. Voi erați deja născuți. Slavă Domnului că n-ați prins sau că nu mai aveți amintiri decât probabil foarte vagi, tu cel puțin în niciun caz. Absolut nu, nimic. Absolut așa. Cred că nici Dani nu are prea multe amintiri de atunci, pentru că el avea, în 89, avea 2 ani și jumătate, mă rog, ceva de genul ăsta. Și n-avea cum să, n-are cum să-și amintească prea multe lucruri sau deloc, așa. Eu încă visam. Ce înseamnă pentru generația voastră, cei născuți la sfârșitul anilor 80, care au fost foarte, foarte complicați, nu numai din punct de vedere material, că nu găseam de niciunile și așa mai departe. Asta e o poveste care, pe care noi... cred că a fost discutată și răzdiscutată și nu o să o atingem aici. Dar este vorba de sentimentul ăsta de, de a putea merge unde vrei și de a face ce vrei, evident, în limitele permise. Adică să faci ce vrei înseamnă să spui, uite, astăzi știi ceva, vreau să mă duc până în Barcelona, să mă plim nu știu pe unde. Să stau pe plajă, să beau o sangria pe plajă. Sau mâine poți să spui, vreau să vizitez Florența, pentru că este orașul muzeu. Vreau să mă duc până în Veneția, să mă plim cu gondola și așa mai departe. Până în 89, în România, lucrul ăsta nu era posibil. Nu se putea. Nu era posibil decât pentru cei care erau conectați la putere. Cam ce se întâmplă oarecum, deci, pentru că și în Rusia există probabil în ziua de astăzi libertatea de călătorie, dar cei care erau conectați cu puterea aveau anumite privilegii. În România se ajunsese la un fel de demență, pe lângă faptul că obțineai foarte, foarte greu pașaportul. Dar din punct de vedere și financiar. Trebuia să fii pe linia politicii partidului ca să poți pleca în străinătate. Erau mai multe criterii de genul ăsta. Deci, practic, era imposibil să pleci. Era imposibil. Trebuia să primești aprobare și așa mai departe. Erau, ca să vezi până unde ducea paranoia regimului, era foarte greu să ieși până și în țările din blocul estic. Adică, mă refer, ar fi fost interesant să vizitezi Praga, nu? Da. Să mergi în Cehia, să mergi în Polonia, să vezi Varșovia, să mergi și la Moscova, care este un oraș multicultural și foarte interesant. Să mergi la Sofia, care este iarăși un oraș multicultural și interesant. Nu știu, să mergi în Ungaria, să vezi Budapesta, care este un oraș fabulos, este un oraș al fostului imperiu, austro-ungar. Deci, ar fi trebuit să existe măcar în zona asta, să existe o libertate de mișcare. Nu exista. Cum este pentru generația voastră care a deschis ochii practic într-o lume liberă? Anii 90, chiar dacă au fost poate la fel de complicați ca anii 80, dar în alt sens, voi totuși ați deschis ochii pe o lume liberă. Ați crescut cu libertatea asta. Ce înseamnă libertatea pentru generația ta? Răspunsul meu este cel pe care ți l-am dat mai devreme. La 18 ani am plecat, cu prima ocazie am plecat din țară. Deci cam asta înseamnă ce înseamnă libertate. Adică pur și simplu poți să iei o decizie și când ești tânăr să poți să te duci, să ai libertatea să cunoști foarte multe culturi, foarte multe zone, să vezi, deschizi ochii la tot ce înseamnă pământul ăsta, unde ai putea să experimentezi o grămadă de lucruri și să conectezi, să vezi, nu știu, absolut tot, să vezi așa cum e să nu rămâi doar în bulata aici. Asta e liber, mi se pare că e o libertate destul de mare pe care, în primul rând, e bun și pentru creier.
și pentru tine, că te dezvolți, înveți multe lucruri. Eu cred că foarte multe afaceri s-au deschis, cel puțin în România, de la oameni care au călătorit foarte mult și au văzut foarte multe obiceiuri. Mă rog, restaurante care s-au deschis aici cu specific italienesc, mă rog, din toate zonele. Mulți dintre ei cred că au călătorit și au văzut că acolo se mănâncă foarte bine și s-au gândit cum ar fi să mănânce și românii noștri altă mâncare sau, mă rog, alte... Da, mulți au venit și au deschis afaceri cu restaurante specifice, exact, eu știu, cu mâncăruri exotice sau pe da, unde au exact. Fost, au învățat să facă lucrurile astea, da. Sau nu numai restaurante, au deschis, orice. Nu știu, un magazin unde vând de carne sau, eu știu, tot da. Felul de produse. Omul e curios de fiecare dată să vadă ceva nou, să experimenteze da. Ceva nou și, cum ai zis și tu, foarte mulți oameni nu au putut, cel puțin din categoria de vârsta ta și dacă poate chiar mulți oameni nici măcar n-au ieșit de vârsta ta, chiar n-au ieșit din România și automat... Sau prea puțin, cum sau e prea cazul puțin, meu. Da. Și să simtă măcar... alte chestii din alte orașe sau din alte țări, să le simtă măcar aici în România. Ce ai simți dacă toate astea ți s-ar lua peste noapte? Dacă mâine n-ai mai putea să pleci, nu știu, să zicem că vrei să... Deci ai vacanța asta, ai da. Spus că pleci unde în ziceai? Roma. În Roma. Da. Să spunem, există o interdicție, nu mai poți să mai pleci. Ce ai simți? Dintr-o dată? Da, păi dintr-o dată. Am simțit asta acum 2 ani de zile. Nu, dar mă refer da. Să fie o schimbare de regim bruscă, să fie... să presupunem că se întâmplă o chestie neașteptată. O chestie așa. Neașteptată la modul să... Și să nu mai ai voie să pleci din casă. Nu doar tu. Toată lumea. Toată lumea. Păi, cred că m-aș fi... Nu, n-aș intra în depresie în niciun caz sau chestii de genul ăsta, dar m-aș gândi cum... Dar n-ai simți revoltă? N-ai simți... Ba da, clar. Stupoare? N-ai fi... curios să înțelegi ce se întâmplă. Aș trăi niște emoții din astea foarte puternice de... Nu te-ai simți frustrat de faptul că nu poți să mai fii, să mai ai aceeași libertate? Pot să zic că m-aș simți frustrat și nervos în același timp. Pentru că, unul la mână, dacă mi-ai pus întrebarea asta fix acum și dacă dăm puțin în spate că s-a întâmplat asta acum 2 ani de zile din anumite motive, așa, și să mai întâmple o dată chestia asta, cred că ceva mai rău decât frustrarea ar fi în mine. Da, atunci s-a întâmplat din cauza condiției tale fizice. Da, da, da. Dar acum noi presupunem că ar fi o bruscă schimbare politică sau, nu, mă referam sau de, anumite evenimente. Mă referam de COVID. Când a fost, sau de COVID, da, a fost da, de cu COVID. Pandemia. Da, da, cu pandemia, da. Că asta e, asta pot răspunde. Dar pur și simplu cred că m-aș enerva foarte rău să nu pot să am libertatea asta, că de fapt mă cunoști foarte bine. În momentul în care nu mai am libertate, nu... Da, eu știu lucrurile astea, da. Dar trebuie să le audă da, și... Da, 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 știu. Păi tocmai de asta ți-am zis că... Oamenii care ne văd și ne da, ascultă, da. Da. M-aș simți, nu știu, cum e Hulk. Da. Să descriu așa mai într-un da. Personaj. Te-ai inverzit de cum e, supărare. De, cum de e el normal doctor și după aia se transformă în bestia verde. Cam așa m-aș fi simțit. Da. Și... Da, nu e bine să te pui cu Hulk. Da. Dar din păcate e doar un personaj Marvel. În, da. În realitatea e cu totul altfel. Da, din păcate. Deci nu ne putem transforma sau în sau nu se știe, super... poate chiar există oameni care au mutații genetice. Nu poți să știi. Au, da. Da. Și da, cam asta ar fi răspunsul meu pentru toată treaba asta. Dar să sperăm că nu se întâmple prea curând. Da, am văzut aseară o mică parte dintr-un film care nu era, era un film de serie B, dar mi-a atras atenția o chestie foarte interesantă, că era un tip care avea o boală a ficatului și fusese operat și îi extirpaseră o treime din ficat și era foarte bucuros că ficatul este singurul organ care se regenerează și spunea că și sunt mare. Un fel de X-Men, știi, că mi se regenerează organul. Dar, de fapt, din punctul ăsta de vedere, toți oamenii sunt da. X-Men. Orice organ se regenerează.
Nu orice organ, se regenerează literalmente, deci ficatul, se mulțesc celulele respective, țesutul și se regenerează, se ușor, ușor revine la... Și e și cel mai mare organ din corpul umesc. Ca așa, de exemplu, dacă ți se deteriorează un rinichi și, nu știu, spun și eu că nu mă pricep la medicină, stai o bucată din el, nu se regenerează. Deci ți-l taie pe tot. Tu ce-mi spui? Ficatul își revine pur și simplu serios, la forma anterioară. Deci dacă tai o bucată din ficat da. Și după aia se regenerează... Nu știu dacă se regenerează în totalitate, dar înțeles. În orice caz recuperează mare parte din... porțiunea care a fost, bine, cu tratament, cu recuperare și așa mai departe. Da, și pielea. Dar e posibil. Se regenerează. E posibil. Pielea. Da, e adevărat. Pielea care e cel mai mare organ al... Exact. Da. Nu ficatul. Pielea da, este cel mai mare organ al, al corpului omenesc. Și cel mai vascularizat, ca să zic așa. Adică, da, nu știu, asta... Să nu intrăm în într-un domeniu unde ne pricepem. Da, să nu spună... Mă rog, din, să nu din ne, ce știu. Nu, să nu spună oamenii, ia uite și pe ăștia vorbesc despre n-am dat chestii. La doctor atac acum de operații estetice sau alte chestii. Mm-hmm. Da. Păi... ce voiam să zic? Ia zi. Voiam să te întreb pe tine cum te simți. Cum te simți tu? În general sau în general, cum mă simt la podcast? Și la podcast în general. Mă simt bine și știi de ce? Pentru că și eu am avut o problemă de sănătate. Chiar apropo de problema mea de sănătate, când am dat drumul la 1000 de semne, la site-ul 1000 de semne, așa. Țin minte că pusesem deja primele materiale și mi-am propus, se întâmpla în vara lui 2018, în iunie 2018, deci la scurt timp după ce am dat drumul la 1000 de semne, mi-am spus trebuie să încep să fac din nou reportaje, interviuri și așa mai departe. Și era un protest la Casa Poporului, la care era un protest împotriva lui Dragnea cu nebunile de atunci. Mm-hmm. Așa. Și erau câțiva scriitori care participau la protestul respectiv. M-am întâlnit așa el fugitivo cu Ciprian Măceșaru și cu Crista, soția lui. Am stat de vorbă un minut, două și ei deja plecau de acolo, aveau treabă. Și după aceea m-am întâlnit cu Radu Vancu. Radu Vancu, care este scriitor, este profesor universitar, este din Sibiu un tip admirabil. Și l-am căutat ceva timp acolo prin mulțimea pe Radu. L-am găsit, era un steag al României desfășurat pe orizontală și l-am găsit într-un colț de steag acolo și i-am spus, Radu, uite, vreau să facem un interviu așa scurt pe loc, să stăm de vorbă câteva minute despre ce se întâmplă aici și despre viziunea ta politică. El deja era implicat în acțiunile astea care aveau legătură cu politicul, acum este și-a consolidat poziția în zona asta. Este o voce foarte cunoscută și atunci am fost încântat să fac un interviu cu el. Chiar a prezis, țin minte că titlul interviului a fost Liviu Dragnea va face pușcărie. A făcut pușcărie Liviu Dragnea. Da. Așa. Spre consolarea noastră, pentru că am fi putut fi, dacă ar fi continuat regimul de atunci, PSD plus Dragnea, am fi putut fi în ziua de astăzi într-o situație foarte delicată. Și să revin la starea mea fizică, apropo de așa. Treaba asta, chiar atunci mi s-a declanșat un efect al bolii pe care deci am resimțit chiar atunci, da, în ziua respectivă. Ții minte că tu m-ai dus cu mașina atunci. Da. Așa, am coborât și am avut probleme la întoarcere pe drum. În fine, trecem peste asta. Vreau să revin la subiectul la care m-am gândit chiar înainte de a intra în podcast. Așa. Tu ai studiat foarte mult apropo de
ce trebuie să mâncăm, cum trebuie să facem un echilibru între mișcare și ceea ce consumăm, energie și așa mai departe. Deci știi foarte multe lucruri în zona asta. Chiar aș putea să spun că ai fost cel mai bun doctor al meu, pentru că am mers la numeroși doctori, tu m-ai dus de cele mai multe ori, știi foarte bine. Da. Am făcut zeci, sute de analize și n-au reușit să pună cap la cap toate chestiile astea și să afle ce am. Și tu, printr-o analogie așa, pur și simplu, dar care n-a fost întâmplătoare, deci da. Te-ai documentat și așa mai departe, printr-o analogie cu boala lui Pinat, da, chihuahua al nostru, cățelușul nostru, ți-ai dat seama cam ce mi se întâmplă. Da. Ce crezi despre lucrurile astea, apropo de mâncare? Mâncarea este un element foarte important în viața omului. E normal, e o chestie, este elementul vital dacă este, până da. La urmă. Dar e important să mâncăm ca să trăim sau să trăim pentru a mânca? Nu, clar prima variantă. În primul rând și în al doilea rând voiam să și zic... Și cum s-o facem? Ce să mâncăm? Care e echilibrul? Asta voiam să zic că diferă de la persoană la persoană. De exemplu, dacă mie îmi face bine să mănânc un mango, poate ție să nu-ți facă bine. De asta e bine întotdeauna să, atunci când ai o problemă de genul ăsta, să începi să, tu personal, adică dacă ai văzut, te-ai dus la doctor de 1000 de ori și ți-au dat tratamente, ți-au dat antibiotice, nu ți-au găsit nimic și pare că totul e la nesfârșit, așa începi să faci tu experimente, ca să zic așa, pe tine și să faci treaba cu eliminarea, să vezi cum te simți. Dacă elimini o perioadă anumite alimente sau și dacă le introduci, cum te simți. Și cred că acolo e prima chestie cea mai importantă pe care trebuie să o facă oricine care are probleme cu... Sau, mă rog, nu se simte, că nu are energie sau, mă rog, alte chestii. Pentru unii oameni, de exemplu, carbohidrații poate să le facă rău, altor oameni poate să le facă bine, fructele și toate cele. Dar ce am văzut eu că funcționează cel mai bine și cel mai bine la toată lumea, să ai un echilibru între, în primul rând să nu fie frică de grăsimi. Și aici vorbim de grăsimile bune, cum ar fi untul, ulei de măsline, nu sunt fan ulei de floarea soarelui sau toate uleiurile care au semințe. Așa. De ce? Care e problema cu ele? Pentru că și astea au omega 3. Ăla bun, nu? Deci da, și astea da. Dar au și multe, deci pot, din câte știu, pot sălta foarte mult procentul de trigliceride și asta e o problemă pentru corpul omenesc. Da, și voiam să zic oricum, eu nu sunt nutriționist și nu dau vreun sfat tuturor. Nu, dar din experiența ta, doar pentru că vorbesc și tu ai din, din punct de vedere al experienței mele. Și tu ai trecut mele, prin niște da. Momente da, nu... dificile. Exact, da. Din punct de vedere al experienței mele. Adică putem să fim sinceri față de cei care exact. Ne ascultă. Și știi? Ce voiam să-ți răspund la cu omega 3, ai zis de ulei de floarea soarelui? Da, da. Păi rația de omega 3, omega 6 la uleiul de floarea soarelui este infim. Adică uleiul de floarea soarelui are omega 6... de 20 de ori mai mult decât omega 3 și în general și la omega 6 el care ți inflamează corpul. Bun, da. Da, întotdeauna omega 6 le ți inflamează corpul, omega 3 e cel mai bun pentru corp și omega 9 care ți-l iei din uleiul de măsline. Deci dacă consumi ulei de măsline cât de puțin, așa că n-ai nevoie nici măcar de omega 9. Dar majoritatea alimentelor pe care le mâncăm, le consumăm, au foarte mult omega 6, cum ar fi. Să zici că chiar dacă mănânci sănătos, adică chiar dacă mănânci fulgi de ovăz, omega 6, migdale, omega 6, ce să zic, să mai dau acum exemple. Din ce mănânci piept tu, de pur pui, și simplu? Piept de pui, absolut toată mâncarea care nu este romanitară a omega 6, pentru că animalele alea mănâncă numai porumb, grăunțe, majoritatea alimentelor, animalelor mănâncă... Nu mănâncă de-astea râme sau, mă rog, cum erau pe vremuri, cum trebuia să mănânce animalele. Da, deci nu mănâncă din natură, exact, cum ar veni. Nu merg pe un câmp și ciugulesc exact, chestii. Da. Și în al doilea rând,
În general, oamenii mănâncă carne mai slabă, cum ar fi puiul sau, mă rog, alții mănâncă și porc. Și animalele astea, din păcate, n-au mai multe compartimente a stomacului cum are vaca. Cum are vaca, da. Cum au rumegătoarele, în general. Rumegătoarele, așa. Și poate să elimine omega 6 la mai repede decât elimină animalele astea. Și, animal, da, de exact. Asta, da. De asta, și aici e mare, mare problemă, pentru că eu, pe corpul meu, în momentul în care am limitat carnea de pui și am început să mănânc mai multă carne de vită, dar carne de vită de calitate, care animalul ăla este crescut în cum trebuie, este hrănit cu iarbă. Deci trebuie atenție la ce alegi din exact, raft. Exact, calitatea cărnii. Calitatea cărnii este cea mai important pentru om. Pentru că poți să mănânci și o vită care mănâncă toată ziua numai grăunțe, numai fulgi de ovăz sau, mă rog, cele de pe acolo, ce mănâncă ele. Așa, să revenim acum la animale. Două secunde să mă gândesc, acum am intrat într-un subiect care aș putea să zic... E familiar, spune. Da, nu, aș putea să vorbesc liber. Foarte multe lucruri și îmi vin foarte multe idei în cap și trebuie să le... Ușor. Trebuie să avem trebuie să le... N-avem limită. Exact, da. Așa, să revenim la animale. După ce am eliminat puiul și am introdus vita, cum am zis, o vită care este crescută cum trebuie, mănâncă iarbă, este la păscut și pe pășune și toate cele, am observat că ușor, ușor mi s-au redus toate durerile, cel puțin articulare, așa, și ușor, ușor am început să-mi dispară și foarte multe simptome, cum să spun eu, de oboseală. Pierderea echilibrului. Chiar și memoria, să știi. Da. Chiar și eram, țin minte că în perioada aia când am avut și eu problema asta. Da, eu țin minte că erai confuz. Eram foarte confuz pentru că mâncam sănătos. Și adică, afectat de... Da. Știi, mâncam sănătos, dar mâncam foarte multe... foarte mult fulgi de ovăz, mâncam paste, adică mâncam foarte multe, foarte mulți carbohidrați, ca să zic așa, și carne de slabă calitate, cum ar fi piept de pui, nici nu mă gândeam, adică când mergeam în, mă rog, în magazinele astea, luam un piept de pui oricare era acolo, poate câteodată chiar cel mai ieftin și nu, era cea mai proastă calitate și ușor, ușor am început să mă documentez să văd exact cum trebuie crescute și animalele astea. Am aflat că sunt vreo două persoane care într-adevăr cresc, cel puțin din ce știu eu, cresc animalele cum trebuie la noi în România, că sunt hrănite în fiecare zi, sunt puse să stea la iarbă, să, mă rog, să bucure într-un de libertate. Într-un mediu natural, exact. Deci nu sunt ținute într-un hangar unde li se dă exact. Nu știu ce uruială, nu știu ce amestec, așa. Așa se stinge lumina și, da, și asta pecul, e, și nu știu ce. Da. Ca să dau un simplu exemplu despre carnea bună. Atunci când mănânci o carne bună, de exemplu de vită, este foarte fragedă. De ce? Pentru că animalul ăla se plimbă. Dacă noi stăm aici 10 ore cu mușchii, așa. Ne atrofie mușchii, adică asta e tare. Poți să face ca masă mușchiul ăsta. Uh-huh. În momentul în care faci mișcare, ai văzut. Adică când faci mișcare, în momentul ăla este, mușchiul este încordat, peste maxim jumătate de oră, în momentul ăla mușchiul este moale și este fragil. Adică e exact cum trebuie să fie. Asta se întâmplă cu multe animale. Stau toată ziua, poate multe din ele nici măcar nu se mișcă. N-au văzut câmpia. N-au văzut, da. Pur și simplu mănâncă, îndoapă cu o grămadă de mâncare și după care, ce să vezi, le vezi și le mănânci. Și nu-ți dai seama și te gândești, aolo, dar ce fac, eu mănânc sănătos, mănânc tot ce cred eu că e mai bun pentru mine și ai probleme. Pe lângă asta, e foarte important și cum îți gătești mâncarea. Și e foarte important asta, pentru că dacă e tot așa, dacă e cea mai bună mâncare de planeta asta și o faci la 1000 de grade în tigaie, așa o prăjești, toate grăsimile alea se transformă în grăsimi trans, care cred că sunt știm toxice, cu toții, da. Sunt toxice. Mă rog, se oxidează mâncarea, ca să zic așa. Deci, în momentul în care ai oxidat absolut tot, nu mai ai nicio vitamină, nici proprietăți, absolut tot se duc acolo. Într-adevăr, e gustoasă. Așa că cui nu-i place să mănânce prăjit sau, mă rog, să simtă mâncarea așa prăjită, dar sunt și alte opțiuni pe care ai putea să le faci, să le faci la cuptor, la 180 de grade, la slow cooker, să le fierbi, sau pur și simplu să mănânci mâncare gătită.
dacă a venit vorba acum, vorbim de mâncare, țin minte când eram, mă rog, și eu și Dan când eram mici și am fost, cred că prima oară am fost la o excursie cu clasa. Prima oară atunci am fost la McDonald's, toți. Și ideea e că voi nu prea ne-ați dus la fast food. Păi nu prea eram de acord, da, încă de atunci. Dar acum, voi erați nebuniți după McDonald's. Erați copii. Normal. Și cred că și oricine... Era normal. Acum când e tânăr, mă rog, sau are 7-8 ani, cred că ar vrea să mănânce la Mac absolut toate meniurile alea, sau cum sunt alea, meniurile de copii, nu știu cum se numesc în momentul ăsta. Happy Meal, așa. Când, mai când auzi Happy Meal, au o jucărie... Era o atmosferă multicolor, era cu balonașe, era totul frumos și așa mai departe. Era normal să fiți atrași de asta, dar eu știam încă de pe atunci că era junk food, știi? Deci era mâncare care, cel puțin pentru voi erați copii, pentru ficatul vostru era o travă. Deci a fost cea mai bună decizie pe care ai luat-o, să nu mâncăm la fast food. Adică se vede pe noi chestia asta, că nu am mâncat la fast food și kilogramele și tot, că corpul nostru a făcut sport, a mâncat mâncare gătită, mâncare bună, mâncare gătită, mâncare nu prăjită, mâncare care era făcută exact cum trebuie, așa tradițional cum o să spunem noi. Mâncare gătită în casă, exact. Cu toate că am făcut și noi greșeli ca părinți, pentru că nu știam multe lucruri. Am aflat în timp, și multe lucruri ne-ai spus chiar tu. Da. Și am trecut printr-o perioadă în care, cel puțin până în, nu până în 89, până în 94-95, când piața a început să lucreze bine, deci s-au echilibrat toate balanțele astea comerciale și au început să se găsească multe alimente care lipsiseră și erau accesibile oricui, am învățat ușor-ușor să echilibrăm toate lucrurile astea, pentru că ar fost greu înainte. Mâncai ce găseai. Până în anii 80, s-a făcut un studiu, până în anii 80, ceva de genul, până au început să apară toate uleiurile astea rafinate, mă rog, sau uleiurile de floarea soarelui, toate uleiurile de toate semințele din lume, așa. Până în anii 80, rata de diabet era foarte, foarte, foarte mică. Așa. Mm-hmm. După anii 80, după ce au apărut uleiurile acestea, au început ușor, ușor să crească foarte, foarte, foarte mult. Acestea rafinate, dublu rafinate. Exact, toate uleiurile astea. Pentru că înainte oamenii mâncau grăsime din grăsimea animală, de la animal, sau untură, unt. Toate grăsimile astea care sunt de 10 ori mai bune decât uleiurile astea, din punctul meu de vedere. Și cred că asta e una din problemele foarte mari. Adică, de exemplu, când eram eu mic, mama știu că gătea, sau când punea ceva la prăjit, sau când făcea un sos, sau nu știu ce, punea untură. Era o untură albă, era... Dar mie mi se părea dezgustător. Chiar și cartofii erau prăjea în untură. Dar mie mi se părea dezgustător, pentru că untura trebuie să mănânci foarte, foarte caldă, trebuie să fie foarte... Dacă s-a răcit, eu știu, tocana sau nu știu mai ce... Este un fel de tobă. Slăită. Da, deci slăită. Slăită și nu era bună. Chiar și cartofii nu puteai să mănânci reci, mai prăjiți în untură. Asta făcea, dar probabil că părinții noștri, ai mei mă refer și ai generației mele, deci foloseau untura, pentru că poate nu găseau ulei, deși, nu știu, mi-amintesc că exista, așa, sau doi, pentru că uleiul era, pentru că untura poate era mai ieftină. Vezi, că și pur și simplu o făceau din economie, știi? Luau un calup de la de untură, nu mai știu care erau prețurile atunci și dacă era uleiul mai așa. Sau există și o a treia posibilitate, din obișnuință. Poate mama mea sau generația așa au fost obișnuiți să gătească cu untură și spuneau că, domne, este mai bună mâncarea gătită cu untură. Dacă faci un sos din untură, faci o tocăniță și așa mai departe. Da, păi untura oricum rezistă cel mai mult la
temperaturile înalte. Adică dacă prăjești cartofi în untură, nu se transformă grăsimile alea în grăsimi trans. De asta e una din... Da, da, totuși e grăsime... E grăsime, da. E grăsime animală, untura. Da. Te gândești că se duce colesterolul în tavan dacă mănânci acum, untură, dacă consumi în cantități normale cât are nevoie corpul tău de grăsimile alea, e ok. Nu se întâmplă absolut nimic. Dar dacă... dacă consumi uleiuri... Orice consumat în exces. Dacă beau și 10 litri de apă, acum mi se face rău. Se face rău, deci. Dacă mănânc 20 de banane, mi se face rău. Orice. Păi asta, apropo de banane, mi-amintesc că o actriță a dat un interviu, nu mai mi-amintesc cum o numea, cum se numea numele actriței respective, și spunea că imediat după 90 și la prima ieșire în afară, dar a fost, nu te gândi că s-a dus în Madrid sau în Roma, în Budapesta sau nu știu, așa, s-a dus în primul hipermarket sau ce era acolo și a luat un ciorchine de la de banane și a mâncat până când i s-a făcut rău. Pentru că nu mâncase banane, voia să se sature de banane. Tocmai, și cred că și fructoza. Rău. După, îți dai seama, dacă mănânci 3-4 banane... Dintr-o dată? Ideea este că orice aliment consumat în exces sau orice băutură consumată în exces îți face rău. Da. Corpul te atenționează, corpul spune, băi, nu mai băga în mine atât de mult, dintr-o dată, mult toate prostiile astea, pentru că eu nu o să-ți dau un răspuns foarte dur. Și așa se întâmplă. Da, nu tolerează. Dacă îi dai 4 banane prima oară, o să zică corpul, băi, stai că te bag la somn puțin pentru că m-ai obosit, dar cred că dacă bagi 4 banane timp de 2 luni, 3 luni, 4 luni, 5 luni, la un moment dat corpul începe să tolereze, că așa se întâmplă și cu alcoolul și cu toate cele, dar nu e bine. Da. Asta cu siguranță, că v-am să întreb pe tine un lucru. Pe vremea ta, gen când erai tânăr, de câte ori auzeai cuvântul diabet? Adică de câte ori auzeai de la oameni? Foarte rar. Foarte rar. Foarte rar. Asta da. Și ce se mânca pe vremea aia? Ce se găsea în primul rând? Dar ce se mânca așa? Păi hai să spun, când eram foarte mic, așa până când, deci până prin, hai să spunem, până la cutremurul din 77, da? Oamenii erau, datorită faptului că se găseau alimente pe piață, în general se găseau, oamenii erau selectivi, erau, apropo de obiceiuri, anumiți oameni nu puteau să mănânce mortăciuni. Știi? Adică ce însemnau mortăciunile? Mortăciunea era să mergi la, eu știu, la un magazin și să cumperi un pui în pachet. Ăla era considerat mortăciune. Mortăciune, am înțeles. Adică omul spunea, nu domnule, mă duc în obor sau mă duc în piața, nu știu mai ce, unde erau cuști de-astea, pui cu nu știu mai ce, îmi iau o pasăre vie, îi dau lui, nu știu cui, s-o taie, așa, o aducea tăiată acasă, o punea gospodina la oală, o fierbea, îi scotea penele și nu știu mai ce, și era considerată că nu mânca o mortăciune, deși în principiu puiul era tot mort, știi? Că vreau să fac o mică paranteză. Dar era aici. Proaspăt, da. Asta vreau să spun. Da, da. Era proaspăt. Așa era și cu peștele. Peștele, de exemplu, era foarte apreciat, peștele care, știi, care se mai zbătea un pic în gheața aia pe acolo, care era adus proaspăt. Peștele care avea 2-3 zile, omul își dădea seama, pentru că îi desfăcea un pic urechea și vedea că branhiile alea nu mai sunt roșii, avea o culoare mai... Deci erau un pic decolorate și atunci își dădea seama omul că nu... Că e trecut și că nu... Deci se mânca carne proaspătă, puteau, deci, puteau să facă diferența, da. Pe de altă parte, apropo de carnea de mânzat și carnea de porc, nu exista abundența din ziua de astăzi, știi? Oamenii ce făceau? Aveau relații la măcelărie, la nu știu mai ce, așa erau vremurile atunci. Nu spun că erau perfecte, dar era un avantaj. Și am să spun și de ce. Pentru că dacă mă cunoșteam cu
Nea Ion Măcelaru, așa. Și îmi spunea, băi, vezi că mâine primezi marfă proaspătă, dar trebuie să vii dimineață. Trebuie să fii dimineață, tare. Pentru că i-a mai spus și lucutare, și lucutare, s-a mai dus vorba și ei au cunoștințe și așa mai departe. Și în felul ăsta, pardon, deci oamenii făceau cozi la carne, dar nu erau niște cozi artificiale, dacă le pot numi așa. De ce? Pentru că oamenii se duceau să cumpere carne proaspătă, știi? Carnea care era, deci, eu știu, animalul era tranșat noaptea. Dimineața zi, la 4-5 era adus la măcelărie, tranșat și așa. Și oamenii se duceau și cumpărau carnea aia proaspătă, știi? Mm-hmm. Pentru că știau că e mai bună decât cea care stătea în galantar de 3-4 zile, o săptămână sau eu știu cât. Asta era ideea, deci erau selective, puteau totuși să aleagă. Îmi amintesc că erau magazinele, eu până prin 75 nu mi-amintesc să fi văzut magazine goale. Mm-hmm. Fie că vorbim de alimentarea, de halaunirii, de eu știu, de măcelărie, de orice vrei tu. Nu erau goale. Nici, cum să spun, deci am zis de Hala Unirii, dar mă refer la magazinele astea care erau la complexul comercial, cum ar fi la Drumețul. Uh-huh. Erau câteva magazine și aveau un anumit specific, era autoservirea și așa mai departe. Galantarele erau pline. Raionul de mezeluri aveai de unde alege și aveai, cu toate că erau câteva sortimente, știi, dar exista o posibilitate de a alege, de a spune, uite, nu, vreau salamul ăla, nu-l vreau pe celălalt, sau vreau brânza aia, nu vreau pe cealaltă pentru că e mai de calitatea asta pe care o vreau eu, sau cașcavalul, sau nu știu mai ce. Nu te gândi că era abundența din ziua de astăzi. Puteai să ai două opțiuni, măcar. Dar, da, cel puțin puteai alege. Eu mi-amintesc, de exemplu, că mezelurile alea erau foarte aromate, erau foarte bune, erau foarte gustoase. Nu știu ce, dacă erau rețetele bune, dacă erau, habar nu am. Nu mă bag în detalii astea pentru că nu știu. Eu știu că, deci, ceea ce mintea mea reține, memoria mea și afectivă și gustativă și orice, oricum i-aș putea spune, îmi amintesc de gusturile de atunci. Mult mai care intense. Erau bune, erau intense, erau foarte bune. Cum ai spus și de măsline. De măslinele când le-ai mâncat, când am luat niște măsline foarte bune. Da, măslinele. Bune. Deci ai luat niște măsline foarte bune și am spus măslinele astea mâncam când eram mic. Exact, da. Și cred că aici e diferența și în ziua de astăzi. Da. Trebuie să fim capabili din toată diversitatea asta și varietatea de multă. Așa. Trebuie să fim inteligenți, să învățăm să fim inteligenți, să alegem ceea ce este bun și ceea ce este bun în primul rând pentru corpul nostru. Și să întrebi de mâncarea respectivă, cum a fost crescută, ce s-a întâmplat, cum, adică sau să te interesezi, să afli. Pentru că poți fi păcălit foarte, foarte ușor în ziua de astăzi. Da? Poți să iei un pachet în mână și să spui, arată foarte bine, știi că există și luminile alea marketing, în galantare, așa, care le face să arate foarte bine, să fie roșu la intens, la carnea de vită, de porc și așa mai departe. Și ambalajul la dulciuri sunt cele mai bune. Asta e super proaspătă, e incredibil de proaspătă, știi? Și atunci poți fi indus în eroare, hai să nu spunem păcălit, deși indus în eroare e o păcăleală mai soft, așa. Îți ia ochi. Poți fi indus, da, exact, îți ia ochii și sau poate ești grăbit, sau poate ești obosit, sau nu ai chef să mai stai, vrei să ajungi acasă, să mănânci și să te culci, sau să vezi un film. Cam să, asta fac majoritatea, cred eu, adică mulți oameni. Și nu e un principiu sănătos. Nu. Deci trebuie să fii precaut cu lucrurile astea. Culorile, cred că contează, deci foarte multe chestii, cam la marketing, culorile, absolut tot te cum ai spus, îți iau ochii pur și simplu și tu zici, ambalajul ăsta e cel mai frumos, îl iau pe ăsta. Dacă stau bine să mă gândesc, că ambalajele de la dulciuri sunt cele mai frumoase, adică văd o animație mereu, văd totul, veselie, e totul pozitiv, mănâncă-mă, știi? Dar pe spate scrie 60 de grame pe 100 de grame de zahăr. Care
Ceea ce e o problemă mare. Care ar trebui să consum toată ziua gramajul ăla de zahăr, știi? Dar, na, asta e cel mai important, să nu te păcălească ambalajul, că de multe ori să știi că am luat carne care n-avea niciun ambalaj, pur și simplu, ca și mi se părea că carnea e cea mai urâtă de planetă, dar era cea mai bună. Nu știu, să zic, puiul ăla care îl vedeam așa mereu frumos în ambalaj și vedeam alt pui care era un galben mai așa, mai dubios sau chestii de genul ăsta, poate că puiul ăla era cel mai bun, sau vita care era carnea mai neagră așa, mai spre negru, sângele mai spre negru, când vedeam carnea și ai senzația că nu e bună, că este, da, exact, că este stricată, veche, sau, că da, este stricată, că, da. Și când vedeam adică eu până acum câțiva ani de zile, eu nu știam exact cum arată carnea de vită bună. Eu am crezut, toată viața mea am crezut că carnea de vită arată un rozaliu la bulion, așa. Da. Gen, și care e cea mai proastă calitate din punctul meu de vedere de carne de vită. Și când am văzut exact, m-am documentat și am văzut cum trebuie să arate o carne de vită, prima oară am crezut că zici că era carne stricată, cum am adus odată de la o măcelărie, am adus cârnația, dacă mai știi, negri. Da. Așa. Așa știi că sunt trecuți, da, de... Așa, la nivel vizual, se păreau că sunt îngrozitori. Exact. Și erau, dar la gust bun. Erau incredibil de buni. Exact. Au fost incredibil de buni. Da. Fără grăsimi prea multe, fără... Da. S-au făcut foarte bine pe grătar și... Plus că n-am pățit nimic de la ei. Asta e cel mai important lucru. Așa îți dai seama dacă ți se întâmplă ceva sau nu. Mai ales noi doi, când am avut așa o sensibilitate la o perioadă la mâncare, îți dai seama imediat dacă ceva e bun sau nu. Știi? Și că vreau să mai zic o chestie pe treaba asta. Ești liber să o faci. Da. Am avut perioada când am avut durerile în partea dreaptă, în partea colesterolului, în partea ficatului. Mâncam, cum să spun, mâncam absolut totul fără grăsime. Deci exact cum, știi cum ți se spune la doctor? Nu mânca grăsimi, mănâncă, nu face... Am făcut fix pe dos, dar n-am mâncat grăsimile cerere, cum ar fi cu omega 6 trans și toate cele, așa, am mâncat grăsimi bune, ulei de măsline, unt, am început să mănânc ouă cu, eu multă perioadă n-am mai mâncat ouă cu gălbenușul, pentru că eu credeam că gălbenușul îți face rău, niciun caz. S-a declarat și în toate țările că gălbenușul de la ouă îți face bine, adică e colesterol bun, nu colesterol rău, atât timp cât ouul ăla e bun, dintr-o calitate bună de la un animal care... Să nu fie de la găini stresate și așa mai departe. Dacă era o găinie care a stat mai în baterii și nici măcar nu și-au mișcat... Care n-a văzut lumina zilei, exact, da. Exact, și piciorușele alea nu l-au văzut niciodată pe pământ, cu siguranță ouul o să-ți facă rău, așa? E, după 3 sau 4 luni de zile, aproape toate simptomele mi-au dispărut. Pur și simplu, n-am mai avut niciun fel de durere și ziua de azi nu mai am niciun fel de durere pe partea dreaptă. Până atunci mâncam low fat, mâncam porridge, mâncam toate chestiile care pur și simplu ți se recomandă, dar de fapt cel puțin pentru mine a funcționat, dar acum depinde de la persoană la persoană. Dar eu cred că trebuie să experimentezi unul la mână și de la mână nu trebuie să te iei mereu după indicațiile standard. Adică știi cum să zic că bea 3 litri de apă pe zi pentru că îți face bine. Sau nu știu, nu, poate ție nu-ți face bine să bei 3 litri de apă. Poate trebuie să bei 1,5 litri. Asta voiam să te întreb, ai pomenit un pic mai devreme de că totul depinde de la persoană la persoană. Foarte mult. Dacă, de exemplu, eu vreau să mănânc și îmi face bine, nu știu, carne de porc, să spunem, deși nu-mi face bine carne, dar bun, așa. Problema, păi în problemă, felul ăsta. Așa. Doamne, mie îmi place carne de porc și nu am niciun fel de problemă de la carne de porc. Vine cineva și îmi spune carnea de porc e toxică, nu e foarte bună, are foarte mult colesterol, îți face rău și așa mai departe. Și tu te încăpățânești și mănânci câte o friptură pe zi de carne de porc. Îți faci, mă rog, în diferite combinații și așa mai departe. Cu o salată, cu tot ce vrei tu. E doar o situație ipotetică. Așa. Și mergi la un control de rutină, odată la 3 luni, odată la 6 luni și constați
că nu ai colesterolul crescut, că ești în parametrii normali și așa mai departe. Altcineva mănâncă aceeași cantitate de carne de porc pe care ai consumat-o tu în 3 luni, în 6 așa. Luni și are colesterolul 400. Așa. Deci, ideea este că trebuie să îți adaptezi corpul. Nu știu... Mâncatul, corpul. Să-ți adaptezi regimul alimentar la necesitățile corpului. Da. Deci fiecare dintre noi trebuie să gândim lucrul ăsta. Eu cred că e foarte important pentru că, de exemplu, vegetarienii spun, domne, trebuie să mâncăm numai plante și derivatele lor și așa mai departe, pentru că asta e o chestie sănătoasă. Nu toate plantele sunt în regulă. Eu știu, eu cunosc foarte multe chestii. Majoritatea sunt toxice. Toxice, da. Așa. Și au componente nu care mai spun, se apără. Nu mai spun că alte, că unele plante sunt foarte greu de digerat de, stomacul nostru. Deci noi suntem într-adevăr o specie omnivoră. Deci mâncăm și carne și vegetale. Dar trebuie să avem inteligența de a căuta în primul rând proporțiile, să vedem de fapt ce ne face bine. Cred că o balanță până cel mai bine. Da, echilibrul ăla. De fapt, nu mai fi extrem. Dar asta nu înseamnă că, de exemplu, dacă eu consider că vreau să mănânc carne de orice fel și vine unul și îmi dă cu nu știu ce manual în cap, așa, și îmi spune... nu trebuie să mănânci carne pentru că nu știu ce. Colesterolul și nu știu ce. Păi stai puțin. Așa am fost lăsați pe pământul ăsta. Oamenii sunt omnivori. Eu cel puțin așa gândesc. N-am nimic împotriva altor opțiuni. Nu, normal, oamenii, fiecare face ce vrea. Da. Fiecare poate să mănânce orice. Dar acel fiecare, acel om, acel individ să nu vină mie să-mi spună, să-mi indice normal, ce să mănânc. Să nu-mi impună mie ce fac cu viața mea, ce îmi pun în farfurie, la ce restaurant să merg și așa mai departe. Nu, trebuie să am libertatea de alegere. Exact. Eu consider extremism lucrul ăsta. Deci, ideea de a... Și din partea carnivorilor și din partea... Da, sunt din ambele părți. Și până la urmă trebuie să mănânci ce-ți face bine. Știi? Uite, îți dau acum, zic o chestie. Fiecare om avem niște enzime, enzime în corpul nostru care ne ajută să digerăm mâncarea așa. Că venim vorba de fiecare e diferit. O persoană poate să aibă niște enzime mai puternice în stomac care să-l ajute să digere mâncarea mai bine. Alte persoane enzimele alea pur și simplu pe parcursul vieții nu mai sunt la fel de puternice, nu mai poate să mai facă față, mașinăria nu mai funcționează cum... Nu sunt în cantitate suficientă te ajute la digestie și așa mai departe. Sau bila. Și e firesc pe parcurs, deci odată cu înaintarea în vârstă, e firesc ca anumite mecanisme să nu mai funcționeze așa cum funcționau la tinerețe. Exact. Și de-aia acolo intervin toate problemele. Din interior, în primul rând stomacul și... Metabolism, de acolo. Dar, de exemplu, nu văd o opțiune, știi cum e faza, cum nu mai mânca pentru că îți face rău și tai de tot, știi? Și încep să tai și aia și aia și aia. Păi nici asta nu e opțiune. Păi nu e opțiune, pentru că la un moment dat subnutrit, nu mai nutriție, nu mai absolut nimic. Tu de fapt trebuie să te duci să vezi care e problema, ce nu mai funcționează, dacă se poate ajusta, dacă te poți... poți să ai anumite chestii să te ajute să digeri nouă mâncarea, organele care nu o să mai funcționează, adică trebuie să vezi puțin acolo, trebuie să intri puțin mai deep, să vezi care e treaba, nu pur și simplu carnea asta nu face bine, gata, nu mai mănânc. După 5 ani, după ce încep ușor, un om când începe să stai absolut tot, nu mai mănânc aia, și bagi pastile, mă rog, să bagi anumite vitamine care sunt sintetice. Să compenseze, așa, ușor devii subnutrit și îți dai seama că nu mai ai energie, nu mai ai aceeași putere și ajungi să nu mai ai chef de nimic. Așa. Și n-ai făcut nimic.
Adică, da, și nu mai poți să mai dai randament la ceea ce faci, la locul de muncă, nu mai poți să judeci lucrurile corect. Normal. Nu mai poți să te mai la sală sau nu mai poți să mai faci o activitate. Că, de ce? Pentru că nu mai poți să mai mănânc. Și nu-ți dai seama de ce, până când de fapt descoperi la analize problema. Da, e bine să, mă rog, eu cred că e bine să apelezi la cineva care să, în primul rând, să te înțeleagă. Așa. Adică să nu zică, ai ceva la cap, du-te, îți dau trimitere către psiholog. Cum se întâmplă și ție. Așa, că oricum e ceva din capul tău, adică e ceva care poate ai fost prea stresat. Într-adevăr, și stresul poate să fie unul din factori. Categorii. Ai văzut, în momentul în care ai niște emoții, emoțiile primele sunt în stomac. Deci clar, dar e o mică parte. Adică în stomac e efectul emoțiilor. Efectul emoțiilor, da. Stresul vine din alte părți. Așa. Stresul vine de aici, da, din cap. Dă direct în capul celălalt. Așa. Și nu trebuie să ajungi. Mulți oameni au ajuns la psiholog din cauza asta, pentru că când cauți o chestie care te macină de 10 ani de zile sau mai știu și nu-i dai de cap, clar ajungi în punctul ăla. Și omul ăla care poate să te înțeleagă și, mă rog, are și adică are toate diplomele care să te ajute și pe plan nutrițional. Toate cunoștințele. Așa, toate cunoștințele și toate cele. De acolo poți să pornești la un drum care să te ducă pe drumul ăla cel bun, să vezi de fapt de unde pleacă toată problema. Cât ți-a luat drumul ăsta? Cam cât, așa, în timp, cam cât, să spunem, din momentul în care ai avut problema aia de sănătate și până acum, cât timp ți-a luat ca să ajungi la un echilibru, de fapt la echilibru din ziua de astăzi, când ești bine, ești sănătos, ți-ai revenit, ai forță, poți merge la sală, ești un om absolut normal, ți-ai revenit spectaculos, cât ți-a luat nu doar să-ți revii fizic, ci și din punct de vedere emoțional. Și cel mai important din punct de vedere al cunoștințelor acumulate, deci al acelor cunoștințe care cu ajutorul cărora ai putut să ajungi în punctul ăsta. Cam cât a durat? În primul rând vreau să zic că îmi pare bine că mi s-a întâmplat chestia asta. Nu a fost o chestie foarte tragică sau ceva de genul, că a fost... Dar a fost un disconfort. Un disconfort, pentru că în momentul în care ești mereu... n-ai absolut nimic și dintr-o dată te trage cineva de mânecă, stai că de fapt nu mai ești așa, cu siguranță atunci e un disconfort. Îmi pare bine că mi s-a întâmplat chestia asta, pentru că am aflat atât de multe chestii pe care le făceam greșit, cel pentru corpul meu, așa, și problemele pe care le aveam acum 2-3 ani la sală, durerile pe care le aveam, acum nu mai sunt. Din cauza că mi-am schimbat, datorită faptul că mi-am schimbat alimentația și am văzut că pur și simplu nu se mai întâmplă nimic în corpul meu rău, știi? Și că pot să fac un antrenament mult mai intens decât îl făceam când aveam, mă rog, acum 3 ani de zile, când aveam 30 de ani. Adică n-ai avut neapărat o bază științifică, doar adică o calificare, o chestie, pur și simplu te-ai informat. Ai încercat să afli toate lucrurile astea. Cum ai făcut-o? Am vorbit și cu un... m-am informat, dar am vorbit și cu un doctor din altă țară. Bine, care aveam mult mai multe cunoștințe pe partea asta a alimentației și mi-a spus câteva chestii despre, mă rog, ce ar putea să-mi facă rău și ce... Ți-a deschis drumul. Mi-a deschis drumul, da. Și am început, de acolo am început să experimentez mai mult, să văd care a fost treaba cu corpul meu și... În prima fază, în primele luni, am încercat să mănânc, să încep să introduc din nou ouăle, să încep toate cele, dar nu puteam. Adică corpul meu nu putea să facă absolut nimic, pentru că am venit pe o perioadă de antibiotice care pur și simplu cu stomacul meu, cred că era un fel de război mondial, acolo mai rămâsese doar un soldățel care avea un steag, steag alb. Mai stătea pe acolo și dădea cu steagul că mai sunt eu pentru tine, să mai trăiesc, vezi tu ce faci, cum faci, trebuie să aduci o armată din nou, o armată de enzime din nou ca să poți să-ți revii. Ce m-a ajutat cel mai mult perioada aia, să pot să-mi revin la forma pe care o am acum, am aflat de prima oară de
enzime, enzime digestive, dar nu de la noi de aici, pentru că n-am văzut vreo, adică ceva mai complex cu toate enzimele de care ai nevoie să, mă rog, să te ajute să digeri mâncarea. Mi-am luat niște, o anumită firmă de enzime din afară și de acolo ușor, ușor am început să fac exact ca, cum sunt copiii, exact de la zero. Azi puțin, azi un nou, mâine, mă rog, azi un nou, peste o lună, două, peste două, trei luni, trei ouă și ușor, ușor am început să integrez toată mâncarea asta nutritivă, în primul rând, mm-hmm. în corpul meu. Mâncare puțină, dar nutritivă și sățioasă, care... Deci mâncarea e nutritivă în general. Deci mâncare cu aport nutritiv. Aport nutritiv, da. Mai bogat, exact. Dacă nu puteam să mănânc foarte mult și atunci trebuia să mănânc măcar ceva care să am un aport nutritiv, da, mai important. De care am decât, nevoie. Da, și da. În primul rând să pot să încep să... Să-mi revin la forma mea inițială și calorii, în primul rând. Am tăiat absolut toate uleiurile din casă, le-am aruncat. În afară de uleiul de măsline, care e sănătos. Da, uleiul de măsline, da. Și folosită foarte puțin, deci minim. Poți să-l pui chiar și la, dacă faci ceva la cuptor, la 180 de grade, poți să-l pui lejer, că nu se transformă în grăsim trans, dar... Grăsimea mea, care m-a ajutat pur și simplu să iau calorii foarte multe și să încep să am energie, nu a fost untul. A fost, da. Deci cu dar un, nu orice unt. Nu orice unt, da. Un unt care, la fel, este produs din vaci care au păscut, au mâncat numai iarbă verde, fresh, și pe timpul iernii au mâncat iarbă, cum se numește? Iarbă uscată, cum se numește? Fân. Fân, așa. Așa. Și în momentul în care am descoperit untul ăsta și mi-am dat seama ce gust diferit are față de toate unturile și că în momentul în care puneam pe orice nu sărea apa aia din el, așa, mi-am dat seama că e o diferență foarte mare de calitate și culmea e că nu e atât de scump pe lângă celelalte unturi, adică e vorba de un leu diferență. Adică dacă te gândești la un unt bio sau la un unt deosebit sau ceva așa, care are, am înțeles că untul care e sub 82% grăsime nu prea mai e unt. Nu prea mai e unt, da. Dar uite cum e și cu untul ăsta bio, da? Deci să zicem că e un unt care este produs de animale care pasă toată ziua, mă rog, mănâncă iarbă, nu știu ce, și untul bio care este, într-adevăr, e bio, adică animalele mănâncă toată mâncarea bio. Sunt toate componentele care... Toată mâncarea bio, dar ce mâncare? Adică poți să mănânci, nu știu, porumb bio, care are omega 6. Da. Poți să mănânci, nu știu, orice care de fapt nu e atât de bun pentru animalul ăla, că la fel ajungem iar la... Da, că am observat că animalul li se dă să mănânce vacilor sau eu știu, li se dă să mănânce, eu știu că la țară îi spunea uruială, nu știu uruială, dacă există vreo așa, deci o tocătură de tot felul de lucruri așa care sunt bune și pe care vacile le mănâncă. Dar fânul ăla e, de care spuneam, ăla e, ala-i, până la urmă, ăla e esențial. Ala-i. Deci aia e hrana animalului, aia este hrana lui. Aia este hrana animalului. Este cam ca diferența dintre, deși nu știu dacă e bună analogia asta, știi, mă gândesc la un câine. Câinele este carnivor, dacă este să ne gândim bine, așa, și noi îi dăm câinelui un... aport nutritiv superior prin bobițe, prin tot felul de minuni alea. Bobițele alea eu nu le văd foarte sănătoase pentru câini, ori fi, nu știu, nu le văd foarte sănătoase pentru câini, pentru că ăla e, animalul la câinul ăla este carnivor, este așa. Este ca diferența dintre bobițe și carnea sau ce-i dai câinelui, diferența dintre uruiala aia și fânul la animalele, cu deosebirea că noi nu mâncăm câini, doamne ferește. Oricum, câinii, din păcate, mănâncă... Deci mâncarea câinilor este cea mai slabă de pe... Nu știu, mi se pare că e cea mai slabă... Calitativ, da. Chiar și e scumpă. Carnea la, mă rog, la conservă sau toate cele, au, dacă citești pe spate, nu au carne, au multe alte chestii, cum ar fi oricum și ulei de floarea soarelui și toate cele... Care lor le face rău, ulei sau da, orice, pentru că... Da. Câinele trebuie să mănânce carne cum mâncăm și noi, adică nu procesat,
da. Făcută în un pateu. De... Apropo de câini, hai să povestim cum ai ajuns la concluzia că de la experiența neplăcută prin care a trecut și Peanut, și Peanut, da. Așa, cum ai ajuns la concluzia că ar putea să se aplice tratamentul și la noi doi. A fost în primă fază oricum, după aia am făcut legătura și mi-am dat seama că asta e problema. Când s-a îmbolnăvit Peanut. Peanut este chihuahua, da, este de un, care vorbeam mai devreme. Este un chihuahua foarte mare, mai mare decât noi doi la un loc. Are 2 kg cu totul, cu bagaj. Da, și într-o zi pur și simplu i s-a făcut rău, a început să vomite. Am fost la doctor, i-a făcut analizele pe loc și avea pancreatită, nu știu, cred că avea... Pancreatită acută, da. Deci putea să... A fost în pericol de moarte. În pericol de moarte, că l-a băgat direct pe perfuzii, da. Deci valorile trebuiau să fie până în 50, el avea vreo 250, ceva de genul. Deci 4-5 ori mai mult. Și am vorbit cu doctorii și mi-au spus că are o problemă, pancreasului nu funcționează cum trebuie și că are nevoie de enzime. Eu pe vremea aia, oricum, habar n-aveam ce înseamnă așa ceva. Pur și simplu mi-a dat niște pastiluțe care le băgam în mâncărică, deși nu voia să le mănânce, le băgam cu forța. Așa. Și uite, bine mersi cum Peanut al nostru nu mai avea niciun fel de problemă. Bine, mersi, exact, foarte da, bine. Da. Da. Și chiar era o problemă că îi se dădea, adică nu îi se dădea mari șanse să... Da. E adevărat că nu decât... poate să mănânce tot ce ar vrea el, da. E la regim în continuare, dar da. Trăiește. Este da, trăiește, da. Ok, și... e vioi. Da, și l-au ajutat foarte mult enzimele alea și asta zic că, în general, dacă ai o problemă care te simți obosit, te simți, nu știu, ai tot felul de stări din astea care nu se face bine. Că după... Sau ai indigestii repetate, mănânci ceva și... Exact, sau ai răsuri. Sau ai reflux gastric, care e o boală foarte supărătoare, foarte... Da. Chiar mai vreau să mai zic o chestie foarte, foarte interesantă pe care am aflat-o și asta e spusă direct de la doctorul cu care am vorbit, nu este atât din capul meu sau, mă rog, din ce m-am interesat eu. Majoritatea oamenilor au indigestie sau au arsuri sau au problemele astea din cauza că nu au destul de multă aciditate în stomac. De obicei, când te duci la doctor, așa, îți spun invers, că de fapt din cauza acidității, gen, tu ai acele indigestii, dar da. Nu, este fix invers, pentru că în momentul în care nu ai aciditate în stomac, practic nu se digeră toată mâncarea și îți vine înapoi, e logic. Așa. Și rămâne mult timp în stomac. Rămâne mult timp. Îți creează un disconfort, nu doar exact, noaptea, mă rog. Pune presiune pe inelul, da. Inelul de la gastric. Da. Așa, inelul gastric și automat asta se întâmplă. Când te duci la doctor și îți dă prima oară antibiotice sau ce îți dă pentru tot felul de tratamente, îți dă și niște pastile care să-ți reducă aciditatea, care funcționează o perioadă, o lună. Dar după aia o să-ți dai seama că nu mai digeri deloc mâncarea. Da. Pentru că... De ce? Mi s-a întâmplat mie, exact. Știu. Adică eu sunt un exemplu, tu ești un exemplu. Suntem două exemple aici care am păzit aceeași chestie și am luat o perioadă, o pastilă, nu dau numele acum cum se numește, care într-adevăr mă simțeam mai bine de la ea, dar ușor, ușor îmi dădeam seama că nu prea mai digeri mâncarea. Nu mai simțeam că asimilez mâncarea. O simți în corpul tău în momentul în care nu mai asimilezi totul. Da, pentru că mâncarea îți dă energie, adică exact, trebuie exact. Să-ți dă energie și dacă nu ai energie, înseamnă că mănânci și funcționezi ca un motor în gol. Exact. Și plus de alta, refluxul și toate cele pe care le simți. Și m-am zis din nou la doctor și i-am spus că nu prea mă simt bine, că după toată treaba asta nu știu ce, și mi-a mai dat o pastilă care făcea cam același lucru ca pastila din urmă. Mm-hmm. La fel. Și în punctul ăla mi-am dat seama că nu mai trebuie să merg la doctor și la doctor, mă rog, să merg la doctorul respectiv, la doctor în general. Așa, și să încep să văd și alte opțiuni, adică să văd și alte păreri de la alte persoane care studiază. Second opinion. Exact, da. Și doctorița asta cu care am vorbit mi-a recomandat atunci niște enzime foarte bune și ușor, ușor mi-am dat seama cum încep să mă simt din ce în ce mai bine. Și până la urmă am ajuns la super enzimele pe care le luăm amândoi. Exact, și, da, și n-avem și ne simțim mult mai bine. Ca să dau un exemplu, acum înainte de podcast am mâncat 250 de grame de vită maturată cu 3 ouă și un bol de
un smoothie din cereale, din fulgi de ovăz, un mango și o banană. Deci cam asta a fost masa mea. Asta e super masă. Da, asta e masa mea și uite cum sunt. Da. N-am absolut și nimic. Te simți foarte bine. Sunt extrem de bine, mă simt foarte bine. Cât contează sportul totuși în economia alimentației? Pentru că până la urmă se întrepătrund lucrurile astea, adică mișcarea e importantă, trebuie să alimentezi corpul cu energie, deci cu mâncare potrivită. Sportul, dar înainte de asta, spune câteva cuvinte despre experiența ta de fotbalist. Din ce mi-am de la sportul studențesc, da. E, trebuie să te aduci aminte. Da, normal, să dai seama. N-am cum să uit niciodată experiența mea. A fost frumos. Foarte frumos, da. Am jucat chiar un an de zile și la 87, la echipa lui fratele. Da, tu fiind născut în 88. În 88, da. A fost mai greu acolo, era mai intens, cel puțin pe vremea cu vârsta de un an diferență se vedea, se simțea, dar mi-a prins bine, pentru că când m-am dus înapoi la 88, se vedea că am condiție fizică mult mai bună. Și culmea e că din mijlocaș, fundaș, ce eram eu înainte, am fost portar și la testele de viteză eram cam printre cei mai buni, adică aveam cea mai mare viteză, cea mai bună viteză. Mm-hmm. Deci eram un portar cu o viteză destul de mare. Speedy Gonzales. Da. Pe 100 de metri cred că eram printre primii 3 eram. Mai erau atacanții, care erau și foarte mari, adică erau foarte înalți și aveau pas foarte mare. Și de ce te-am întrebat și te-am întors în timp cu chestia asta? Da. Pentru că mi se pare foarte important că faptul că un copil ar trebui să facă sport indiferent dacă ajunge cineva să devină profesionist sau nu. Normal. Cei care ajung să practice, nu știu, fotbal profesionist sau orice alt sport, nu ajung totuși din întâmplare acolo. Au niște aptitudini speciale, au din naștere niște calități care îi recomandă pentru talent până la urmă, pentru sportul respectiv. Și voința respectivă. Și voința, da, este importantă. Dar altceva vreau să spun. Faptul că un copil merge, să spunem așa, la sport până la 18, 19, 20 de ani când devine matur și îți dai seama că atunci există diferența aia între dacă merg mai departe sau dacă nu merg mai departe. Pentru că sita cerne și sunt mulți chemați puțini aleși. Da. Dar până la vârsta aia, până când termin liceul sau eu știu, de ce crezi că e important ca orice copil să facă sport? În primul rând, din punct de vedere al sănătății. Păi e o listă foarte, foarte lungă, dar o să fie așa mai... Da, mai, concis, mai, poți da. Să... E sportul, în primul rând, e foarte bun că pui în funcțiune organele zilnic, asigură echilibrul ăla de care e ca un fel de cerere și ofertă, știi? Oxigenează creierul, ca să zic așa, și corpul. Asta, da. Clar, da. Și corpul și simt, în primul rând... Adică nu trebuie să te gândești la termeni științifici. Nu. Ce ai simțit tu? Ce am simțit tu? Uite ce mai bine. Ce ai simțit tu? Asta este... Da. În primul rând, sportul e bun pentru a-ți dezvolta și să te dezvolți și tu ca persoană, pentru că interacționezi cu foarte multe persoane, un grup copii, de persoane. Copii, colegi și așa, mai departe. Așa, vorbești în fiecare zi cu ei. Nu te izolezi, ca să zic așa, ca un om. Mi se pare că e foarte bine pentru tine, mai ales când ești tânăr, cel puțin la 7-8 ani, când te duci să faci un sport, să comunici cu cineva în fiecare zi, să ai păreri diferite, să te cerci, să orice chestie care, orice anumit, tot, absolut tot ce poți să faci, și cred că de acolo te dezvolți foarte mult și ca persoană și pe lângă asta și... Și fizic? Și fizic poți să te și ambiționezi foarte mult în colectiv. Da, pentru că există o competiție între cei care sunt într-o echipă, dacă faci un sport de echipă. Da. Dar este foarte bun, în primul rând, pentru sănătate, pentru că știm cu toții că sportul one day
fiecare zi de sport ține departe de doctor. Da, uite cum văd eu lucrurile. Eu și eu am făcut sport până la 18, 19, 20 de ani, am făcut fotbal și eu cred că perioada aia m-a ținut într-adevăr departe de multe probleme. În ce sens? Pur și simplu am acumulat sănătate. Da. Știi? Adică am acumulat o cantitate de sănătate care mi-a ajuns până în ziua de azi, aș putea spune. Pentru că, uite, nu sunt supraponderal. Asta înseamnă că că totuși am avut o alimentație sănătoasă, da, cât de cât de-a lungul timpului. Dar nu sunt supraponderal. Chiar dacă nu mai pot face sport acum, tot mă mișc destul de bine pentru vârsta mea. Și arăt foarte bine. Vreau să spun că un copil care este de mic educat în ideea de a face sport, de a face mișcare, de a ieși în lume, de a crea relații în felul ăsta prin sport, prin mișcare și așa mai departe. Deci spun ce am spus și la început, că nu trebuie să fie toți, ce ar însemna să ajungă toți profesioniști, fotbaliști, voleibaliști și așa mai departe. Nu e posibil lucrul ăsta. Dar eu cred că atunci, în perioada aia, mi-am încărcat bateriile de sănătate, care m-au ținut multă, multă vreme. Și cred că a fost important și pentru voi să faceți sport și disciplină organizat, știi? Da, și creează și, într-adevăr, și o anumită disciplină, rutină, da. Înveți foarte multe lucruri. Mai multe chestii. Ca să nu mai spun de aventurile din cantonament și la munte. Da, la munte, la antrenamentele, toate foarte nebunile bune de acolo. Și deși erau grele, dar foarte bune antrenamentele de la munte. Chiar când am fost acum o săptămână la munte, am mers pe drumul unde alergam. Pe drumul ăla pe unde alergam și îți aduce aminte de absolut toate pățanile de pe acolo. Cum alergai, trebuia să alergi, deci aveai 3 antrenamente pe zi. Dimineața mi se pare că aveai puțin la, asta vorbesc de cantonament, aveai puțin la sală, după aia mâncai, te odihneai puțin, după aia aveai 2 ore de alergare, o oră dus, o oră întors, în minus 10-15 grade, cât era pe vremea aia. Așa, și la dus era ușor, pentru că cumva coborai la dus, dar la întors trebuia să și urci și deja aveai o oră de alergat și pur și simplu ți se părea că nu se mai termină. Nu se mai termină drumul ăla. Și, dar totuși te-am împins de la spate să termini antrenamentul, ca să zic așa, că trebuia să duci înapoi. După care, iar, aveai masă și seara mai aveai încă un antrenament. Deci aveai 3 antrenamente pe zi. Și asta mi se pare... Eu cred că a fost și o bună formare pentru psihic, pentru bărbatul care ai devenit ulterior, pentru că toate lucrurile astea te angajează nu numai emoțional, ci și din punct de vedere al relațiilor umane, al tăriei de caracter. Deci acumulezi anumite lucruri și te face ambițios, în primul rând. Da. Vrei să fii mai bun decât ceilalți în permanență. Vrei să fii mai bun tu decât ai fost ieri. Da. Deci este o competiție cu tine însuți. Și atunci eu cred că toate acumulările astea combinate duc la o personalitate puternică. Și de asta vreau să te întreb. Crezi că ți-a folosit în momentele tale de cumpănă? Ți-au folosit experiențele tale astea pozitive, să spunem așa? Ți-au folosit în momentele în care ai avut anumite cumpene, deci anumite momente în care nu știai ce să faci și erai nehotărât, erai poate, te îndoiai că poți merge mai departe, erai într-un halou de presie oarecum. Contează tăria de caracter pe care i-ai acumulat-o în perioadele alea? Cred că în subconștient, fără să-ți dai seama, contează.
pentru că în subconștient tău mereu e vocea aia pe care o aveai și atunci când mai aveai puțin de alergat și ziceai, trebuie să ajungi la acolo. Sau când... Motivația asta personală. Motivația, știi? Exact, da. Sau cum și antrenorul, cum, sau oricine. Când zice, haide, că trebuie să facem. Că poți. Și mereu vocea aia a rămas în cap și în momentul în care erau niște... momente mai nefavorabile, vocea se aude în cap și mereu spune, haide că trebuie să poți, și asta și la sală, și când fac un antrenament HIIT, care asta înseamnă să fac vreo 30 de minute totul intens și câteodată simt că nu prea pot, dar mereu e vocea în cap care spune mereu, hai că trebuie să poți, trebuie să faci ca să termin antrenamentul. Exact ce se întâmpla când eram la antrenamentele alea de la munte sau, mă rog, în general de la antrenamentele de la sport. Deci vocea a rămas. Cred că aia contează cel mai mult. Vocea de ambiție. Care nu... Apropo de ambiție, da. În afară de milionul de euro care a rămas un target așa, da, permanent, ce îți dorești? Îmi doresc să enjoy life și multă libertate. Asta e în primul rând. Da. Și după aia ușor să, mă rog, ca orice om să întemeiez o familie și să le dau aceeași libertate pe care o am și eu. Apropo de libertate, pentru că, da, nu putem să evităm subiectul ăsta și îl propun pentru încheierea discuției noastre. Da. Libertate. Se pare că libertatea, cel puțin în Europa, este amenințată de războiul din Ucraina. Da. Tu ai crescut și Dani, amândoi ați crescut cu prietenul ăsta foarte bun care se numește Libertate. Da. Ați avut libertatea de a alege, de a merge pe drumul vostru și de a greși și de a reveni după aceea și de a învăța din greșelile respective ca să nu le mai repeți să le eviți și așa mai departe. Din păcate ne confruntăm în ziua de astăzi cu o problemă care ne amenință chiar fundamentul vieții noastre, adică anume libertatea de care vorbeam ceva mai devreme. Și de asta te-am întrebat la un moment dat și chiar am vrut să abordez subiectul ăsta din punctul ăla, dar l-am lăsat pentru final pentru că mi se pare mai interesant. Uh-huh. Îți amintești că te-am întrebat la un moment dat dacă peste noapte ai descoperit că nu mai ai libertatea de a putea să faci ce vrei? Da. Lucrul ăsta e posibil. Da. Istoria a demonstrat-o. Nu odată. Oameni care, de exemplu la noi în 1946, când au fost niște alegeri controversate și când comuniștii au acaparat puterea, libertatea asta a dispărut peste noapte, practic. Lucrurile astea sunt probate de istorie și se pot întâmpla. Se pot întâmpla. Oricând. În contextul ăsta, cum ți se pare, dincolo de scenele abominabile pe care le vedem în fiecare zi la televizor, cum se pare ideea de a putea pierde ce am construit măcar în ăștia 30 de ani care nu au fost poate cei mai buni ani din istoria noastră sau poate că au fost. Horia Roman Patapievic, de exemplu, a spus că trăim cea mai fastă perioadă din istoria României. Nu le-aș contrazice. Da. Eu cred că are dreptate. Dar ce ai simți dacă toată libertatea asta ar dispărea peste noapte din cauza unui nebun, din cauza unui om care vrea să refacă o lume care este... care e revolută, adică o lume care nu mai poate exista în ziua de astăzi. Știi că cel mai bun răspuns este atunci când ești în fapt împlinit, când se întâmplă treaba asta, dar eu sper și... Da, atunci când se întâmplă, dar să sperăm că nu se întâmplă. Da, asta e, sper să nu se întâmple și să vorbim doar așa, mă rog, ce s-ar întâmpla dacă... De exemplu, n-am mai putea discuta liber și am avea
reticențe și ne-am gândit de două ori să, înainte de a spune un lucru acum, între noi. Nu ți s-ar părea un lucru de neacceptat? Este. Și cred că cel mai bine e să lupți pentru libertatea asta, oriunde ai fi în lume. Pentru că este cea mai, cum ai spus, cel mai bun prieten al tău. Să poți să faci absolut ce îți dorești tu. Și greșeli, și lucruri bune. Greșeala e umană. Da, exact. Dar poți să înveți din libertatea asta pe care o ai. Dacă nu o ai, în momentul ăla, cred că, nu știu cum să zic, ești ca într-o cușcă din aia care ți se aruncă așa o bucată de mâncare și... Și ești obligat să te bucuri de ea. Da. Ești obligat să te bucuri de ea sau ești obligat să mănânci pentru că doar aia mai. Da. Și ușor, ușor, cred că oricine s-ar deteriora psihic, fizic și absolut tot ce e mai rău. Să știi că România a fost multă vreme într-o situație de genul ăsta. Și eu mă bucur nespus, îți dai seama că principiile astea, apropo de libertate, nu le-am de ieri de azi. Le-am dinainte de a vă naște voi. Tocmai din nevoia de a putea să mă exprim într-un fel sau altul. Pentru că mi se părea absurd, de fapt nu mi se părea. Chiar trăiam într-o lume absurdă înainte de 89. Și de aici a venit nevoia asta, cel puțin în generația mea, și eu știu, cunosc foarte mulți, am mulți prieteni din născuți în anii 60, fie că sunt 60, 61, 62 și așa mai departe, care gândesc aproximativ la fel ca mine. Cred că am fost generația care a făcut posibilă cumva resuscitarea acestei nevoi de libertate la noi. Dar voi v-ați născut în libertate. Asta e diferența dintre generația mea și generația voastră. Voi v-ați născut în libertate și practic nu puteți fără să trăiți fără o asemenea conjunctură. Și uite că aproape peste gard se întâmplă ca niște oameni răi să vrea să suprime cum să spun eu, nevoia de libertate a unui popor. Asta ni se poate întâmpla și nouă. Eu cred că dacă toți oamenii care vor libertate s-ar uni, așa, cred că o să dispară întotdeauna răul ăsta. E simplu. Adică îți dau un exemplu foarte simplu. În momentul în care armata nu mai vrea să lupte pentru ceva ce nu e real, așa, și nici cealaltă armată nu vrea să lupte, în momentul ăla ei nu mai au ce să mai facă decât să accepte ceea ce vor oamenii, nu? Pentru că dacă stai bine să te gândești, orice lider, orice om de oriunde, în momentul în care oamenii au ieșit și au spus că nu mai vor, s-a conformat. Da, formula ta e ideală, dar din păcate este imposibilă. Da, eu visez. E idealistă. La asta, e idealistă, da. Asta mi se pare cea mai... Formula asta. Un mesaj, de fapt, nu neapărat. Un mesaj pentru oameni în general. Ca să stea pentru libertatea lor, să lupte pentru libertatea lor, și cei din Ucraina, și cei din Rusia, și cei din oriunde, neapărat din Europa, cât și în alte țări de peste ocean, unde mai sunt anumite probleme, nu știu, Panama sau nu știu, în alte țări care încă, sau în Africa, în alte țări care acolo presum că încă e... Da, sunt multe probleme. Sunt multe probleme, da. Da, cum să zic, în Somalia, în Congo. Exact, da. La noi aici, în România, cred că suntem totuși norocoși pentru tot ce avem, adică grateful, ca să zic așa, să fim grateful, pentru că întotdeauna se putea și mai rău, nu? Da. Ai absolut tot ce îți dorești, ca să oricând poate să, răul poate să acționeze și o face tranșant, uite, ne uităm ce se întâmplă în Ucraina și vedem că răul poate să acționeze foarte radical și poate să suprime viața și libertatea oamenilor aproape, deci acum două săptămâni nu era nimic practic din toate astea și acum uite ce se întâmplă. Cel mai nasol e că suferă oamenii care n-au nicio treabă cu așa, adică n-au nicio vină, pur și simplu.
te trezești că peste noapte că... Așa se întâmplă în război, da, în general. Da, și în multe cazuri. Cred oamenii... că 97-98% dintre cei care participă la un război, da, sau care sunt implicați într-un război, nu și-l doresc. Știi, e ca și cum e când e o bătaie între două persoane și vine la să despartă și el așa mare pumn. Știi? Da. Fără să... Da, și se extinde conflictul. Exact. Asta sperăm să nu se întâmple. Da, nici eu nu cred și sper să nu se întâmple chestia asta. Și să avem încă 10 ani de zile de acum încolo această libertate să stăm să vorbim la microfon. Încă 1000 de ani. Și peste 10 și peste 100 de ani. Peste 10, da. Da, mă rog, și... Să amplificăm toată, da, toată perioada asta. Și 1000 de ani și întotdeauna, de fapt. Păi eu zic că am avut o discuție bună, nu? Da, foarte, a fost, bună. A fost tot ok. Da. Bun, atunci să-i punem punct aici. Da. Păi să punct facem, da, să facem formula de final. Da. Întrucât nu avem, deocamdată nu avem sponsori și ne dorim să avem, așa. Nu avem cui mulțumi decât celui care stă în background. Îi mulțumim foarte mult pentru că ne-a asigurat regia acolo și a apăsat pe butoane, da, și nu ne-a tăiat microfonul și nu ne-a blurat imaginea și a avut grijă să fie totul în regulă și o să facă în așa fel încât să putem fi văzuți și auziți pe canalele respective. Eu vreau să închei cu formula pe care o foloseam și la videoclipurile individuale. Nu uitați să ne dați un like pe Facebook, pe Instagram, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, pentru că acolo veți vedea aceste podcasturi. Acesta a fost, trebuie să reamintim, ăsta a fost episodul pilot. Urmează episodul numărul 1. Nu știm cu cine va fi, sau vrem, chiar dacă am ști, nu o să vă spunem pentru că vrem să fie întotdeauna o surpriză. Eu aș vrea să le mulțumesc încă o dată editorilor care ne-au trimis cărți pentru 1000 de semne. Îi îndemn pe cei de acolo, PR-ii de la edituri, să ne trimită în continuare cărți, pentru că vom încerca să le popularizăm și să le prezentăm în aceste podcasturi. Vom face niște mici ferestre ca să prezentăm cărțile și autorii respectivi. Dragi PR de la edituri, nu uitați să ne trimiteți comunicatele voastre de presă. Le vom urca de îndată pe site-ul nostru 1000 de semne. Vă rugăm foarte mult, de asemenea, pentru că toată lumea trebuie să trăiască din ceva și eu cred că este foarte important să ne susțineți. Vă rugăm să intrați pe pagina noastră 1000 de semne de pe Patreon, să contribuiți și să donați sume începând cu $1. Deci este un abonament minim lunar, ca să spunem așa, de care cafea. Ne puteți, da. Chiar făceam la un moment dat un fel de replică la rugămintea noastră. Oferiți-ne o cafea pe lună. O cafea care este echivalentul $1. Și atunci toată lumea va fi, sper eu, fericită. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă reamintesc că de curând am publicat o carte la Casa de Pariuri Literare. Aceasta se numește Tramvaie vechi, autobuze care nu mai vin. O să o arăt înspre camera acolo, nu știu dacă regia de emisie mi-o focalizează, okay, foarte bine. Sper că se vede. Așa. O fac treaba asta deoarece vă îndemn să trimiteți un e-mail la 1000desemne@gmail.com ca să comandați această carte. În cazul în care o comandați direct de la mine, o să o primiți cu autograf, cu o dedicație așa așadar specială pentru voi. Făcând acest tip de comandă,
ajutați în egală măsură editura, Casa de Pariuri Literare și site-ul 1000 de semne. Pentru că, cum să spun eu, este o modalitate și de a populariza cartea și de a crea niște venituri care ne pot asigura acea linie de supraviețuire. A fost episodul pilot al podcastului Biblioteca lui Gelu. Îi mulțumesc lui Mihai. Mulțumesc și eu pentru discuția asta foarte interesantă. Care este în background, care este la butoane, îi mulțumim și lui. Asta a fost. Ne revedem data viitoare. Thumbs up. Până atunci, like. Aveți grijă de voi, urmăriți-ne, pentru că suntem foarte determinați să ajungem mult mai departe. Mulțumim, toate cele bune!